Bună ziua! Sărut mâna! Amice, privește! Ciac-pac, iată una de mare clasă! Ciac-pac, însă foarte periculoasă! Au, au, zâmbește ca o chimeră și merge, mamă, doamne, ca o canasieră! Bine ați venit la podcast! Mulțumesc mult pentru invitație! Dragă Miruna, spun printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să mă lași ca amintire. Dacă nu mă invitați, nu veneam și nu vedeam ce frumusețe este aici. Da. Ba de Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Academia este la picioarele noastre, nu? Da. Nu ne lăsăm. Tu, Mircio, poți să fugi cât vrei, în gând vei auzi pașii mei. Poți spune vorbe multe în vânt, eu n-am să ascult, o n-am să ascult. Și pian? E doar biroul, arată ca un pian. Arată ca un pian. Da. Foarte frumos și birou. De-aș avea un pian fantomatic cu pânze, aș naviga pe mări aprinse de stele. Niște apă plată. Apă. Ceai nu vă fac? Ba da, și ceai. Ceai de ce? Plante, de fructe, negru. De plante. Dragii mei, să aveți sărbători minunate. Mai avem o săptămână și vine Paștele. Până atunci, Mircea Vintilă ne-a pregătit astăzi multe piese frumoase. Piese pe care vreau, când eram copil, când eram... Bună! Bună! Cum te cheamă? Eva. Eva, ești foarte frumoasă. Mulțumesc! Cu cine ai venit astăzi aici? Cu mami. Mami? Bună, mami! Vreau să te întreb, ce ții în brațe acolo? Păpușica mea. Poți să-mi arăți puțin? Da. Ia, arătăm. De când îmi doresc să văd o păpușică? Cum mă... E băiat sau fetiță? E fetiță. E fetiță? Da. Da? Cum o cheamă? Anabel. Anabel? Da. Anabel, mă bucur foarte mult că te cunosc. Îți stă mai bine în brațe la Eva. Poftim, Eva, dragă, ține-o în brațe. Mulțumesc. Tu studiezi la Academie? Da. La ce specialitate? La canto. La și canto? La pian. La canto și la pian? Da. Ești pregătită să ne cânti ceva? Da. Ce melodie ai pregătit pentru astăzi? Cântecul gamei. Cântecul gamei, nu l-am cântat de mult. E complicat? Nu. E ușor? Da. Da. Dragii mei, astăzi, la lucruri simple, Eva ne prezintă cântecul gamei. Te ascultăm. Urcăm și după aceea coborâm, da? Da. Da. Vă plimb un pic prin labirintul Academiei. Da. E tare, este tare frumos. Doamne și domnilor, acum un tandem special. În săptămâna mare începem luni cu gama. 2, 3 și 2. Do. Eu, doamnă, mai voinică, re, un rege mustăcios. Mi, o mică turturică, fa, un fan echiparos. Oh, yeah. Sol, un sol de cel de treabă. Treabă, treabă. La, e un lac nemărginit. Si, e nota de sfârșit. Și la do am revenit. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Este! Da, Eva, iartă-mă că te deranjez. De unde ai tu vocea asta frumoasă? Nu știu. Cum nu știi? Trebuie să știi. De la mama, de la tata, de la cine? Păi așa m-am născut. Așa te cu vocea asta frumoasă? Da. Dar zâmbetul, de unde l-ai? Nu știu. Mai. Dar ochii, de unde ai? Nu știu. Dar părul ăsta frumos, de unde l-ai? Nu știu. Dar pe Anabel, de unde o ai? De la de la un magazin. Ui, vezi că Anabel stă cu capul în jos. Ridică pe Anabel așa. Așa. Ai vreo surioară, vreun frățior? Nu.
Vrei? N-aș vrea atât de tare, dar vreau. N-aș vrea atât de tare, dar vreau până la urmă. Eva, îți mulțumim foarte frumos că ai trecut pe aici și sper ca data viitoare să ne cânți mai multe lucruri. Și eu la fel. Mi-a părut bine să te cunosc. Vii la mine să ne îmbrățișăm? Da. Dar trebuie să... Poți? Întoarce scaunul ușor? Cred că pot. Și vino să ne îmbrățișăm. Ce-ar fi să-l așteptăm așa pe Mircea Vintilă? Do, e prima notă în gamă re, urmează după ea mi, turturică fa, e un fan echiparos, so, e un sol de ter de teavă, ra-ra-ra, la, e un lac nemărginit, si, e nota de sfârșit, și la do am revenit, do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Te-am pupat. Pa. Abia aștept pa. Să ne vedem. Pa. Pa. Ciao, pa. Ia uzi. Hopa. Ciupi. Rupi dubi. Nu? Am dansat, i-am auzit pe copii cum cânte și cum se distrează, dar ei și repetă? Da, da. Acum e un fel de repetiție, cred, la cursul meu. Probabil. S-aude și un pian. Sau o clapă. Ce asculți tu, mielule? Ce asculți tu, mielule? Sepultura, domnule. Pitiș. Sepultura, domnule. Uite, chiteruță. Nu? Se vede. Da. Nu cred că e acordată, dar e frumoasă. E foarte frumoasă. La hanul lui Manu. Nu sunt trăsuri. Nu sunt trăsuri, nu pot să pleci. Secolul e 20. Ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Ia să vedem dacă doarme cineva. Doarme, nu? Cineva. 1, 2, 3, 6. Tu ești acela! Așa vă auzi. Dragostea mea. Ce faci? De ce nu ne auzi? Au, au, au. Ha, ha, ha. Am făcut niște versuri noi. Tu, Mircio, poți să fugi când vrei. În gând vei auzi pașii mei. Da, da. Pot spune vorbe multe în vânt. Eu n-am să ascult. O, n-am să ascult. Tu, Mircio, poți în lume umbla de mine. Voi trece zilnic prin gândul tău, prin ochii tăi, prin ochii tăi. Că spunem cine te-a mai purtat prin nori, și spunem cine te-a mai visat în culori. Și știi tu cine de toate a uitat, de când cu tine prin ploaie am umblat. Uiți clipele de mister, nici clipa când stelele pierd. Nu uiți tu ziua cea de mai, când îmi spuneai mai stai, mai stai. Nu
uiți tu crizele de mister. Nici clipa când stelele pierd, când timpul pentru noi dispărea. Inima ta bătea, bătea, că-ți spunem cine te-a mai purtat prin nor. Și spunem cine te-a mai visat în culori. Și știi tu cine de toate a uitat, de când cu tine prin ploaie a umblat. Giuliano, ce faci? Ciocule, ai adormit când am venit Ațipez. Noi? Am ațipit puțin. Vreau să te vedem, ne auzim. Hei, hei! Te văd acum grăbit să pleci. Cum cauți, dar cuvinte mai reci. Le spui tu, dar în spatele lor mai simt cum te dor, cum dor. Mai simt cum te dor. Te văd cum încerci să zâmbești, dar ochii te fug de povești. Și nu te uiți la mine plecând. Deci, pe curând, pe curând! Și spunem cine te-a mai purtat prin nor. Și spunem cine te-a mai visat în culori. Și știi tu cine de toate a uitat, de când cu tine prin ploaie a umblat. Și spunem cine te-a mai visat în culori. Și știi tu cine de toate a uitat, de când cu tine prin ploaie. Cine te-a mai purtat prin nor. Și spunem cine te-a mai visat în culori. Și știi tu cine de toate a uitat, de când cu tine prin ploaie. Da? Cam de mult timp nu ne-am mai văzut. E vina mea. Îmi cer scuze. Am fost preocupat pentru că, să spun sincer, a trebuit să-i învăț. Stai că ai și concerte, ai și de toate. Bineînțeles că ești ocupat. Cum să nu fii ocupat? Nu. Asta nu e motivație serioasă. Nu. Am fost ocupat pentru că am învățat să cânte la pian, să cânte la chitară, să cânte la tobe. Lui Jul i-am spus, aranjează-ți frizura. An de rând i-am spus. Da, și când toată lumea a fost acum... Dar să știi că și eu i-am spus lui Jul. Te rog eu, frate, să fii o disciplină. Fii mai mult, mai atent, fii disciplinat. Da, te rog frumos. E o disciplină care trebuie respectată. Astăzi este cel mai... Omul cel mai frumos din lume este chiar aici la noi. Ei, na, asta e bună. Nu e adevărat. Ba da. N-are cum. Cum? Nu, sunt în car cu niște fete care spun... Cum? Cel mai frumos din univers. Ești cel mai frumos din univers. Da. Niște fete în care. Da, să știi că în afară, uite, de prietenii noștri care sunt aici, am auzit și niște copii pe aici, pe hor, când veneam. Ei ce fac? Repete, nu? Sau studiază? Le-am zis, copii, vreau să creșteți mari și să aveți cel puțin 55 de ani de activitate și să ajungeți la 75, să fiți și voi în prim planul societății, să fiți invitați la podcast, așa cum este Mircea Vintilă. Și am început imediat să cânte, să... Să cânte, la... să repete, să învețe și ce au de învățat. Și am zis, băi, frate, un singur lucru, copii, fiți atenți și să învățați versurile pieselor precum... Precum le-ai învățat. Să nu stea cu stativul. No, așa, dar știi că majoritatea... Că niciodată nu te-am văzut niciodată, pe prompter. Nu există. Deci tu ai o memorie fenomenală. Nu există așa ceva. Ai sute de piese în cap acolo. Da. Niciodată n-am avut text în față. Asta discutam și eu cu Jul și cu Giuliano și zic, bă, dar ce se întâmplă? Cineva a fost un spectacol la sala aparatului și era, aproape toți erau cu prompter.
Nu, cu texte, nu, cu în față texte, nu li se vedea fața spectatorului. Nu cred, nu e mai rău. Deci nu, cred, nu tablete, da. Hai că sunt unii care au evoluat și au tablete. Nu cred așa ceva. Poți să fie... A plătit, spectatorul a plătit bilet, vede da, fața și nu-i stativ, vede da, fața exact. Și nu știe de ce a dat dar, bani. Dar știi de unde asta? Și trebuie să-ți mărturisesc sincer. E din restaurant. De când oamenii sunt în restaurant, da, cântă în restaurant și stau așa, nu ridică deloc capul. Practic, asta e o chestie pe care n-am suportat-o niciodată. Când cânti în restaurant, simte-te ca la sala ceva, palatului. Sigur că da. Da, exact. Tu faci locul, tu sfințești tu locul. Tu îl la tu aduci pe ăla să danseze. Odată ce omul ăla vede ceva că e în plus acolo, lasă furculiță, bere, exact, vin, da. Femeie. Iese la dans da, când e, cântă da, împreună cu tine, sigur că da. Ăla dacă da, spectatorul a plătit bilet, ce face? Că te vadă, nici nu te vede bine. Exact, asta e problema. Da. Copii, dar și creații, să fii foarte atent la ei, în afară de ce învață și să cânte și cum cântă, și la creații să fii foarte atent. Domnul acesta, din primul rând, îl cheamă Marius, este profesor de pian la Academie. Domn profesor, să aibă grijă acolo de copii. Nu știu cum, îți spune-ne secretul, cum îți păstrezi copiii? Da. Astea sunt texte, dragă. Da. Da. Dragii mei, iată, după o deschidere constructivă, aș putea spune că astăzi este una dintre zilele acelea speciale ale vieții mele. Noi ne știm de foarte mult timp. De foarte mult timp, da. Dar nu ne-am întâlnit. Și emisiunea de foarte mult timp am avut-o. Da. Da, foarte mult timp. Știi mi de pare când? Că erai... Nu știu de când, dar știu că una singură a fost și erai în televiziunea română, mi se pare. Când aveam vreo 20 de ani. Da. De atunci nu ne-am mai văzut. Am avut un... Știi care e diferența dintre noi doi? Tu ești neschimbat. Sunt neschimbat. Ți-ai vopsit părul. Eu? Da, niciodată. Nu există. Cu alb. Cu alb ți-ai vopsit părul. Da. Nu e adevărat. Eu mi l-am vopsit, că așa zicea. Nu, așa. Giuliano e mai alb decât bine. Uite-te și tu. Băiat tânăr și... trebuie să aibă grijă. A fost bine când ai spus să aibă grijă de că băiat foarte talentat și cânte ce frumoase, foarte frumoase și spectacole frumoase face. Are multe, foarte multe spectacole. Așadar, pentru cei care au intrat, noi am intrat direct în pită, nu știu dacă vă dați seama, numai că aici lângă noi este și Jules Baldovin, care a venit cu toată dragostea, pentru că alături de Jules ai avut câte concerte? Multe. Foarte multe concerte. Aproape 20 de ani în total. Da, foarte multe 20 concerte. De ani a stat voi doi în concerte? Aproximativ, adică da. Adică dacă te întrebi acum care sunt defectele lui Ciocu, mi le spui, nu, da? Nu pot să, nu pot să divulg asemenea informații. Dar de 20 de ani colaborăm, ne știm, da. Și colaborăm, sigur da, că da. În diferite spectacole, pentru că și el are spectacolele lui cu diferite formule de spectacol și... Dar când este să fim împreună, suntem împreună, nu sunt probleme. Insieme! Ați-am pregătit câteva rânduri, multe. Tu trebuie să fii pregătit, adică tu trebuie să zici... Vorbesc despre tine. De unde l-ai scos? De unde păi ai de avut unde documentarea asta? Din toți te-ai documentat, așa? Da. Mamă, ce, da, ce tare ești! De fiat... Hai de capul! Da... Ia să te vede. Ești pregătit? Ia să te vede. Mamă. Copii. Sunt emoționat. Îmi place finalul ăsta. Deci dacă n-ar exista finalul ăsta de drobul ăsta, eu nu aș avea cum să termin piesa. Zi tu. Vali. Parcă e din... Sergiu Nicolescu cu mâinile curate. Tu, o știi? Ține cinelul. Și tuburile. Exact. Doar tuburile, atât. Vezi? Doar nu știu, milor. Fiți atenți. Gata că intrăm în filme de acțiune. S-a născut pe 23 martie 1949 la București și face parte din prima generație de artiști folk din România, cea anilor 70. Este cunoscut atât pentru activitatea asta solo, Han Solo. Da, pe așa am cântat atunci, știi. Sau cu formația de acompaniament Brambura. Cât și ca membru al supergrupului Pasărea Colibri.
A compus cântece pe versuri de Adrian Păunescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Florian Pitiș, George Azap, George Țărnea și alții. Este recunoscut pentru faptul că o parte din cântecele sale recrează atmosfera și farmecul Bucureștiului de altă dată. De altă dată. Și de acum. A copilărit pe strada Dr. Iosef Lister, casă pe stânga. Chiar pe strada Dr. Lister, la numărul 77. Așa era. Mai e strada? Nu. Strada este. Casa? Casa nu mai e, nu. De mult nu mai e. Iar prima dată s-a îndrăgostit... Vrei să spun tot? Băgă mare. Nu te lăsa. Nu te lăsa. Bine, te treaba lăsa. Ta. Ce? Turiști. Ai riscat oricum că ai venit aici. Iar prima dată s-a îndrăgostit în liceu. Citez. Cu vocea Luciu. Bă, de unde știi tu? Nu pun întrebările astea. Te rog frumos să-mi spui. Întrebările astea? Îmi place, dar e spectaculos ce să... Stai, să spun ce ai zis tu, că asta e important. Hai, zi. În liceu, da? Citez. A fost o dragoste din asta fugitivă, de liceeni. Așa era, așa era. Avem mai multe nume la dispoziție. Nu e Miruna, ai mai departe. E Mirunica, asta de din școală. Eu mă uit la camere. Mă uit la camere. Astea sunt camerele tale? Poți să mă uit acolo? Une. Ai la camerele astea. Da, să mă uit și eu. Și din când de când nu te uiți. Din când în când. Pac, așa. Mă uit și eu să văd unde te uiți tu. Este de profesie inginer, urmând cursurile facultății de mașini și utilaje pentru construcții. Pentru construcții. Corect. Timp de 5-6 ani. A cântat mai mult. Prima dată, fii atent aici, ca solist vocal al unei trupe, mai târziu, odată cu emisiunea lui Cornel Chiliac și a lui Joe Limbășanu de la radio, a început să-l captiveze... Din septembrie. A început să-l captiveze chitara mai mult, după ce l-a ascultat pe Bob Dylan cântând vocal la muzicuță și la chitară. Corect. Cartea care i-a plăcut cel mai mult este... Nu spune. Este... Numai eu știu. De veche în lanul de secară. Da. Salinger. Mamă, ce carte... Și citit atunci. Iar prima dată când și-a pus cercel, știți când era? Nu știți. Era în Germania, imediat după Revoluție. Da, da. Atunci. Cum te-am scăpat din mâna? Cerceluș, da. Una dintre primele lui mașini a fost un BMW pe care a botezat-o Hannelore. Care, din păcate, a fost furată. I-a fost furată. Da. Cei de pe stradă din copilărie i-au spus Mirciocu. Și de aici a rezultat de aici, Ciocu. Da. Mulți îi zic maestre, dar nu-l încântă. Nu-mi place deloc. Nu, zice că sună distant. Da. Așadar, astăzi la lucruri simple, la 55 de ani de carieră și 75 de viață, împliniți chiar anul acesta, cu dragoste și onoare, vi-l prezint pe domnul corifeu Mircea Vintilă. Să nu spui conifer, știi că... Știi că așa a intrat cineva? Coniferii, da. Pac, ai intrat. Poți să... Domnule conifer, îmi dați și mie un autograf? S-a emoționat, mă, îți dai seama? S-a emoționat și nu mai știa ce vă să doresc mă fac. Acest bine că mi-ai băgat ăsta în cap. Domnule conifer. Vă doresc acest buchet de flori. Cum? Vă doresc acest buchet de flori. Da, vă doresc acest buchet de flori. Sigur că da, da. De ziua ta anul acesta, Nico Alifantis a scris asta. Știi? Știu. Dacă e 23 martie, e musai Mircea Dragu Vintilă. La mulți ani și frumoși, prietene, cioculeți, te iubesc necondiționat. Frumos. Domnule corifeu, ca să ne fim foarte bineînțeleși, licența asta e aparținut lui Alexandru Andrieș. El a aruncat domnule conifer. Conifer. Domnule conifer, sigur că da. E, dragii mei, astăzi este o zi specială, pentru că astăzi ești oarecum, din multe puncte de vedere, regele amintirilor noastre. Da, ești exact. Omul care, alături de care, noi am învățat să cântăm. Am învățat că o chitară și o voce pot face revoluție. Am învățat că un zâmbet și nu... O debordantă prezență pe scenă pot face și ele spectacol. Mă refer la zâmbet și la prezența ta. Deci, practic,
eu vreau să spun că unele piese pe care astăzi o să ți le, despre care o să vorbim astăzi, nu le-am mai cântat de zeci de ani. De mult timp, da. Le știu. Deși ele fac parte din repertoriu, dar din diferite motive s-au schimbat tot timpul, n-au mai făcut parte și din repertoriu pe care îl prezinți în anumite spectacole. Dar vreau să spun din ce ai spus acolo, la început eu cântam ca solist vocal al unei trupe de rock. Deci eram și prețios în afară, că aveam și microfon, pentru că în perioada aia, perioadă grea de tot, cu lipsă de instrumente, de stații, de mixeri, mă rog, ce erau acolo. Eram ca solist vocal și într-o duminică dimineață, la Casa Studenților în București, era Radu Anton Roman, care avea un cenaclu, cenaclu Atlantida, în care se spuneau diferite poezime și veneau acolo și stăteau de vorbă. De unde știi tu pe Radu Anton Roman? Pe Radu Anton Roman îl știu chiar din acea perioadă, de atunci. Și ai făcut și meditații cu el. Și am făcut cu doamna... Stai, cum o cheamă, uite că nu mai aduc minte. Am făcut și meditații. Și în prima întâmplare a Cenaclului Atlantida cânta Mircea Florian, fiecare cânta perioada aia, două, maxim trei piese. Și în duminica următoare am fost invitat și eu să cânt și am cântat. Deci o apariție voce și chitară, o apariție a fost la Atlantida, la Casa de Cultură a Studenților. Ca să întregim toată istoria, pe doamna o chema Nikita. Doamna Nikita, da. Pe strada Dr. Lisa. Să intre doamna Nikita. Da. Pe strada Dr. Lisa. Vreau să te întreb o chestie importantă. În copilărie jucai tot felul de lucruri, dar un joc mi-a atras atenția și vreau să te întreb ce înseamnă asta. Jucai rusa. Așa, da. Ce asta? Și nu știu. Da, nu știe absolut nimeni. Deci, erau poartă la casă. Așa. Și vis-a-vis era cealaltă poartă la casă. Perfect. Și jucai, aveai voie de doar de două ori să dai în minge. Deci, prima dată și a doua oară. Și depinde fiecare cum te poziționai ca să dai în poartă să intre minge. Și am întrebat și eu de atunci, dacă de ani de zile, mă, dar de ce? Nu, că de ce jucau toți. Aha. Toți jucau. De ce se numea rusa? Nu știe nimeni. Eu cred că de atunci, sunt copii. Copii eram, e restrictiv totul. Aveți voie un gram de unt, un gram de zahăr și două lovituri la două fotbal. Lovituri la poartă, da, să intre, ca să intre Mircea în poartă. Depinde cum te poziționai și cum era. N-aveai voie decât de două ori să... Și nu știe nimeni, am întrebat pe toată lumea, pe colegii mei din perioada respectivă, toți ne-am interesat și nu știe nimeni să dea un răspuns de ce... Să știi că, cum podcastul ăsta se vede cam în toată lumea, de pe internet, că toată lumea accesează. Și de poate ne spune cineva. Exact. De multe ori când am avut probleme de genul ăsta, vă spun eu și cineva dă explicațiile. Așa că rusa... Cine știe? De ce se numea rusa? De ce? Da. Deci de două ori, de la poartă la poartă, de la casă la casă, de la poartă la poartă, doar de două ori aveai voie să lovești mingea. Dacă se numea americana, aveai voie de mai multe ori. De mai multe ori. Dar asta e viața. Da. Voi nu aveți televizor în casă atunci când erați? Da, am avut. Mi-aduc aminte că doilea am fost de pe stradă, care am luat, deci, la cineva. Să fii al doilea de pe stradă care ai televizor. Care avea televizor, da. Și pick-up. Pick-up, da. Așa. Bine, pick-up. Acolo ai ascultat primele... Mai ții minte care a fost primul album pe care l-ai ascultat? Bee Gees. Pe bune, Bee Gees? Da. Dar disc mic. Microsion, cum se numeau, nu mai știu. Cred că ceva compus... Mr. Tambourine Man. Cântat, că ele au fost cântate și lansate, deci le cânta Bob Dylan, dar ei au cântat
Hey Mr. Tambourine, așa, și după aceea ce... Nu, nu știu ce. Ba da, ba da, ba da. Și... Words, ba, ba, words, ba, ba, da, 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 da. Astea au fost atunci, pentru că lansate de Bee Gees. Ca să vezi cum e chestia asta, englezii au preluat asta cu o trupă, nu NSYNC, una dintre ele, în anii 90. Take That, cred că. Nu Take That, mai era încă una. Giuliano poate știe. Că poate el... știe, dar e posibil să nu știe. Dar poate l-ai uitat. Poate avem memorie. Trebuie să ne punem întrebări, să nu ne lăsăm. Da, să... rugăm, ajute-ne. Words to know, ba, mă, cred că te-ai deterat. Na 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 na, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, 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 ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba. Să știi că și la noi, în acea perioadă, a fost o trupă care cânta exact așa, vocal, coral. Se așa nume. Coral. Coral. Coral, da. Eu credeam că zici de Trio Grigoriu. Nu, nu, nu. Ei nu, sunt nu, mai, Charles sunt mai swingish. Da, 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 nu, 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 ăștia erau și... Ce chestie. Da. Cel mai sexy băiat de pe strada Dr. Lister era Mircea Vintilă, pentru că ieșise de la școala de muzică numărul 3 și era îmbrăcat în pionier. Profesor Florin Ionescu Fulger. Mă! Prieten foarte bun cu Sorin Ionescu Fulger, băiatul domnului profesor, care vine la spectacole, este contrabasist în orchestra simfonică, era la Constanța. Acum mi se pare că a venit în București. Iar tu arătai foarte bine îmbrăcat în pionier. În pionier. Nu știu, da. Am citit câteva declarații de ale tale, din păcate nu există, și asta mă macină, n-am găsit nicio poză a ta în pionier. Cum ba arăt? Da, păi îți dau și cântând la vioară. La violă. La violă. Pentru că nu mai erau locuri la vioară și atunci am dat examen. Nașul tău era violonist. Nașul, da, și dirijor în orchestra simfonică. Tot el m-a învățat să cânt și la chitară, dar s-a ciupit, chitară spaniolă. Tatăl meu mi-a făcut cadou chitară spaniolă. Și el se enerva atunci când am început cu pană. Cum cântau formațiile. Și că, da. Se enerva îngrozitor când mă auzea cu pană. Că noi învățam, noi ne învățam unii pe alții. Stăteam, mă rog, mergeam prin parcuri și cântam și învățam acorduri de la alții. Și ăsta s-a enervat nașul meu, că mă vedea bătând cu pană, ceea ce nu-i plăcea deloc, sub niciun chip. Între timp, Jul mi-a dat un mesaj de la... Jul? Jul, suntem aici, de ce ne dai? Vorbește. Jul mai trimite mesaje. Fii atent, acum... Acum? Acum bea apă plată. Și bea apă plată. Atacă. Da. Ești foarte atent, Julian. Vigilent. Te rog să intervii, să nu ne lași aici. Formidabil cum, mi se pare senzațional, pentru că l-ai tu cunoscut pe Bibi Ionescu de la Sphinx. Oh, dragul de el, minunat, minunat. E formidabil cum Bibi, practic, el inventase sintetizatorul. Da. Erau adică acolo. Un om de-al nostru făcuse treaba asta pentru România. Dar atunci nu erau... Nu te omagea nimeni și nu te împingea nimeni de la spate, pentru că nu era exact momentul să... Cu imboldurile. Și Bibi Ionescu a făcut cel mai mult. Era tot la mașini și utilaje pentru construcții și mi se pare că se putea repeta atunci în fiecare, dacă rămâneai repetat, se putea. Și la un moment dat a intervenit o lege și poți să repezi numai de 2 ani. Numai 2 ani. Și după aceea te exmatricola. Dar a fost o perioadă în care repetai când vrei tu și te duceai când vrei tu. Așa era atunci. El era un an mai mare decât mine. Și tot atunci l-am văzut prima oară pe Dan Andreial, dar tot la Casa de Cultură a Studenților, pentru că aproape toată lumea a cântat acolo. Și Johnny Reducanu cânta Joia, dar cânta la contrabas. Ah, era pe vremea contrabasului. Pe vremea contrabasului, da. Foarte interesant, extraordinar. Liceul Lazar,
unde ai studiat, e gard în gard cu Cismigiu. Cu Cismigiu. Ai mai trecut vreodată pe acolo, prin locul, să rememorezi? Am fost și invitat acolo când... Dar să știi că acolo e o sală foarte frumoasă unde se cânta și unde noi mergeam la cor, pentru că era corul liceului și se cânta tare de tot. Adică aveam o doamnă profesoară de muzică minunată, că era și dădeam spectacole atunci când eram în liceu. Am trecut și trec de multe ori pe acolo prin fața liceului. Dar erau niște locuri speciale pe care le erau speciale. Era la etajul 1. Era un loc în care puteai să intri, să vedeți, și pac, săreai în Cismigiu. Dacă vei... De câte ori ai sărit în Cismigiu, sincer? O dată. Nu te cred. Nu. Ba da, o da. Nu te cred. Și numai o singură dată am părăsit școala pentru Cismigiu. O singură dată. Era... Nu, adică din liceu în Cismigiu. Adică o singură dată ai sărit? Am sărit, atâta. Provoacă și de curiozitate, să vezi că nu săream numai eu. Mi se pare normal. Erau, dar nu, erau mai mulți probabil care făceau și am sărit și eu odată. Eu știu că... Ca să văd ce se întâmplă. Știi că... Da, da. De fiecare dată mă gândesc, mă, oare ce mănâncă? Și după aceea m-am inspirat dintr-o piesă de-a ta și ți-am pregătit și meniul cu ocazia asta și m-am inspirat din refrenul ăsta. Dragoste e o salată cu ceva sare în plus, ea se ia pe farfurie, iar fetele, dragă fetele, fetele se iau pe sus. Deci să vină salata, da, cântec... prima dată salată, uite salată. Mamă. Cică, auzi, uite, tu-ți bagi joc de mine? Vai, ce frumos. Da. Deci cântecul lui Horia Stoicanu, trebuie să spunem, și linia melodică și textul. Dragostea e la 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 și sufeream seara destul de nasol. Câte am luat, toate au fost în zadar, dar m-a salvat un biet bucătar. Tot mormăind iar și iar, dragostea e o salată cu ceva sare în plus, ea se ia pe farfurie, iar fetele, dragă fetele, fetele se iau pe sus. Dragostea e ca o supă cu pătrunjel și mărar. Supa se pune pe masă, iar fetele, dragă fetele, fetele se pun pe jar. Da, fetele se pun pe jar. Haide! La 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 la. Uitați să spun că astăzi seară alături de noi sunt prietenii mei, Jul, Marius, Cristi, Vali și în spate fanii tăi, Șerban la sunet, Cristi, Răzvan bine și nevastă Cristi, mea. Bine, Răzvan. Sărut mâna. Asta am încheiat și nevastă mea. Da. Sărut mâna, dragă doamnă. La 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 la. E primăvară, nu e toamnă. La 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 la. Îmi permit? Auzi, lângă ciocul îmi permit și o să scot o rimă, două, trei. Foaie verde de... Trifoi. Bun, explică-mi o chestie. Când te duceai tu la petrecere,
Voi nu știți asta. Nu, erau și... ceaiurile, așa se numeau. Stai, că tu e aici un skepsis. Niciunul dintre voi n-a avut chestia asta. Când se ducea Ciocul la petreceri, el vorbea cu colegii în coduri, ca să nu se prindă părinții unde merg. Da. Sau, da. Deci nu neapărat la petreceri, ci... În drum spre gară era localul Codric Cosminului. La CC, da. Da, dădeau telefon și îi spuneam mai bine. Unde mergem? Sărtuma doamna Vintile, dădeau telefon. Mircea unde este? Este cumva acasă, Mircea. Nu, nu, a plecat la ședință, la CC. Asta era la Codric Cosminului. Bun. Da. Sau? Pentru restaurantul Opera. Opera, era chiar în deci coța. Deci pentru restaurantul Opera, ce zice? Foarte unde? Aproape unde stătea Vasilica Tastaman și Dan Tufaru, prieteni buni de tot ai mei. S-a dus să cumpere bilete la Opera, că e un spectacol. Fântâna Blanduzii. Da. Așa, așa. Zim cu restaurantul Stadion. Da. Băi, fantastic! Da, exact. Sunt era cu băieții... stadionul Progresul se numea în acea perioadă, Fecea Național după aceea, parcul cu platanții. Este foarte aproape de intrarea în stadion. Era, totul era aranjat, era știut. Și ca să imaginea asta să fie completă, trebuie să vă spun că mai târziu mergeai și cu Nichita Stănescu la Atene Palace, la braserie. La braserie, da. Și am fost de curând și chiar ne-am adus aminte. Uite, aici era canapeaua pe care stătea Nichita Stănescu, în locul respectiv, unde știam noi. Unde știam. Dar de ce nu faci odată cu mine? De ce nu mă inviți? Eu m-am născut în Brașov, după cum poate, nu știi, poate știi, ți-am mai spus eu cu 30 de ani în urmă, dar asta e. Mă iei, hai Horia, hai Horică, mă iei de mână așa frumos, uite aici... Am iubit prima fată, am sărutat prima fată. Aici da, deci m-am despărțit, am cuplânsă. Da. Aici m-am întâlnit cu Nichita Stănescu. Aici... Uite, măsuța unde e și el mânca chifteluțe. Îi plăceau chifteluțe. Păi avem, în afară de salată, mai aveți ceva serios? Că mi s-a făcut chef de... Nu. Deci așa se întâmpla. Și există și măsuța, bine, nu e măsuța aia, dar există. Adică locul este păstrat cum ar veni. Acum nu știu că e acoperit, nu știu ce au făcut. Dacă aș fi un manager bun, a scrie aici... Pe masa asta? Dar înăuntru, când am fost o dată la un fel de petrecere, conferință, petrecere, așa? Am spus, uite acolo în colțul ăla era canapeaua pe care stătea Nichita Stănescu. Spune-mi, cum era o petrecere atunci? Ceaiuri, așa se numeau. Ele se numeau ceaiuri. Muzica era de la pick-up? De la pick-up sau de la magnetofon. Magnetofon, da. Se făcea lumina mai... Dansăm, așa? Și dansăm. Să pupăm fetele pe umăr așa de discret și frumos și deosebit. Da? Niciodată n-am pupat așa. Fetele pe umăr. Ba da, păi cum e în timpul dansului? Adică discreție erau totale. Evenimente, nu poți dansezi așa ca... Nu, deci deja m-am incitat. Dar astea, da? cel mai, deci în afară de muzică așa, se și cânta. Aici este surpriza de proporții. Adică... Cum? Se prepara, dar aveai chitară și spre dimineață se lua chitară și se cântau. Fiecare își cânta, depinde cine era acolo. Practic numai voi băieții sau și fetele știau să cânte la chitară? Păi nu, că nu era. Nu. Only, deci aia care only știau fans. Și care aveau cântece. Deci primii ascultători, cum ar fi prietenii de la petreceri. Da. Dragii mei, vreau să vă spun acum ceva care ar putea suna ca o poantă, dar nu e o poantă. Mircea, dragul meu, da. Te rog, spune-le tuturor cum se numea ginul din Covasna. Covagin. Da, chiar așa, așa se numea. Da. Așa se numea. Nu știu, aș sorbi și eu acum. Așa se numea. Da, așa da. Se numea, Cristiane, care e problema ta? Da. Deci, nu, și nu se puteau, se făceau poate pe vremea respectivă cu asta? Da, discret, probabil. Așa, nu, n-aveam,
Nu eram noi mari băutori de gin, dar era și un whisky românesc. Un whisky românesc? Da. Mai ții minte? Nu mai țin minte cum se numea, da. Eu am o amintire de la tine, înainte să te cunosc, cred că amintirea asta a venit undeva pe la vârsta de 8-9 ani, și mai mult ca sigur, undeva la radio, pentru că era difuzat la radio cu această piesă, asta se întâmpla în jurul anilor 80. Iar dincolo de asta, cred că am văzut și la televizor, pentru că era invitat la emisiuni, tot felul de emisiuni, în anii 70-80, așa, la televizor. Și eu, din prima clipă, am prins această piesă. O piesă pe care n-ai cântat-o de foarte mult timp, o piesă care, de fiecare dată când dă primul fulg de nea, eu încep să cânt. Acum nu știu dacă mai ții minte versurile. Versurile sunt de George Țărnea și piesa sună așa. Anul nou vă pun în palme, ni se ramură de brad, focuri vii și ceasuri calme, ni se ramură de brad, soare-n fiecare casă, ni se ramură de brad, stele-n cer și griu pe masă, ni se ramură de brad. Miere-n inimi, miere-n floare, ni-n sărămură de brad, și belșug la fiecare, ni-n sărămură de brad. Prunci frumoși cu sărătate, ni-n sărămură de brad, pace, lume și dreptate, ni-n sărămură de brad. Romă-n vetrele iubirii, ni-n sărămură de brad, și blândețea rostufirii, ni-n sărămură de brad, cărți și roade fiecărui, ni-n sărămură de brad, e urarea-n care stării, ni-n sărămură de brad. Fie vă casele de piatră, ni-n sărămură de brad, și lumină în orice vatră, ni-n sărămură de brad. Fie vă smățuit în rouă, ni-n sărămură de brad, drumul către ziua nouă, ni-n sărămură de brad. Din privor în geana zării, ni-n sărămură de brad, poartă-vă iubirea țării, ni-n sărămură de brad, și mie-i-mă întoarcă rodul, ni-n sărămură de brad, unde-și face vremea nodul, ni-n sărămură de brad. Avem puțin! Înțelep vă fie harul, ni-n sărămură de brad, plină casa, plin paharul, ni-n sărămură de brad, de pe căi la gânduri drepte, ni-n sărămură de brad, spre înălțimea alte trepte, ni-n sărămură de brad. Ultima strofă. Zbor înalt de ciocârlie, ni-n sărămură de brad, visul împlinit să fie, ni-n sărămură de brad, peste întreaga Românie, ni-n sărămură de brad, la mulți ani cu bucurie, ni-n sărămură de brad. Asta nu te-am întrebat niciodată. Tu îți dai seama câtă lume influențat? Tu îți dai seama cât de multă lume te știe? Îți dai seama cum au intrat cântecele tale prin, pe sub pielea oamenilor de când erau mici și le poartă cu ei toată viața? Da. Bucuria este că
ei le știu și că vin la spectacole și acum. Asta este marea bucurie. A ta, a celui care stă pe scenă și care cântă, pentru că nu sunt numai eu. Cântă împreună cu ei. Asta este marele câștig și marea bucurie. Să cântăm împreună, da. Era... Exact cum am făcut cea din ore. Da. Da, este. Era în plină epocă Beatles și Rolling Stones. De aici a plecat, da. De aici. Vreau să te întreb dacă l-ai cunoscut pe Cornel Chiriac. Nu. Nu l-ai cunoscut? Nu l-am cunoscut, nu. Practic, el plecase deja? Nu plecase. Era, cred că, la un an sau... După aceea a plecat. El a avut avea la radio emisiunea Metronom cu Jorin Bășanu, da, împreună, da. Și atunci l-am auzit în septembrie, l-am auzit pe un cântăreț român, Mihai Muntean, Mișu Munteanu, care este mare arhitect la Paris acum. Deci primul pe care cântăresc voce, chitară, folk, așa să-i spune, care a cântat la radio, două cântece a cântat și tot atunci l-am ascultat pe Bob Dylan. Eu fiind solist vocal al unei trupe de rock, neavând instrumente și exact ce spuneam, greu de cântat și de aranjat spectacole, i-am zis hop, Bob Dylan, care cânta acompaniat de chitară și de muzicuță. Zic hop, deci se poate și așa. Și atunci am apărut la Radu Anton Roman la Cenaclu Atlantida. Acolo la Casa de Cultura Studenților, jos cânta formația Mondial. Corect. În sala de spectacole. Phoenix. Phoenix-ul. Și în stânga, unde era un fel de băruleț și unde cântau tot și jazz și folk. Și Sfinxul. Sfinxul. Deci, exact. Practic, tu erai... Acolo l-am văzut prima oară pe Dan Andrei Alde. Și acolo, tot acolo l-am văzut prima oară, dacă îți mai aduci tu aminte, de Olympic 64 și cu Dorin Liviu Zaharia. Dorin Liviu Zaharia. Da, Dorin Liviu Zaharia. El. Știi că dacă ai face istoria acelor vremuri, acest loc Preoteasa era un loc... Toți au cântat. Exact ce vrei să spui tu. Erau și singurul și cel mai prețios unde se putea cânta și unde veneau la spectacol în număr foarte mare. Aveau și dans jos, aveau și spectacol pe scenă și de cântat în club, în bar, în bărulețul de vis-a-vis de scenă. E impresionant ce se întâmplă. Deci după se întâmpla. Toate experiențele tale cu facultatea de construcții, după ce te-ai dus pe șantier... La Siriu m-am și prezentat. Din cât ai prima, stat la Siriu acolo? 6 luni. 6 luni. Nu ți-a... La deschidere... Ba da, mi-a plăcut pentru că era o zonă extraordinară. La deschidere de șantier, deci organizare de șantier, 6 luni. Au început atunci cântări cu Cenaclu și pentru că nu puteam, era greu să veneam odată la 2 săptămâni, era program de șantier că de 12 ore pe zi se lucra atunci și se pleca vinerea și se acasă și se întorcea luni la serviciu. Dar Siriu, acolo la Siriu nu a fost singurul loc de muncă, te-ai dus și la Metro București. La Metro București, da. Cât ai lucrat la Metro? 6 luni. Băi, deci practic un an de zile. Un an și 2 luni, exact scris pe... Extraordinar. Un an și 2 luni, toți deschidere de șantier și în București. Ai deschis șantierele. Da. Tu ai avut un prieten pe care l-ai întâlnit într-un mod formidabil și aș vrea să rememorăm acea întâmplare. Deci era în 73,
era într-un spectacol la Cenaclu Flacăra, la liceul Șincai. Corect. Și la un dat s-a deschis ușa. În dreapta. Deci eram așa, pe scenă, la microfon. Atenție! Domnul Păunescu și cu Dorin Tudoran erau în la masă, la prezidiu. În fața scenei, cum ar veni, în fața scenei și prezentau și făceau. Așa era, la începuturile. Asta erau, erau chiar începuturile. Erau începuturi, da. De 73, da? Da. Și le-am dat pe ușă, așa. Ușă în stânga, în stânga, dreapta. Da? Dreapta, scuză-mă. Intră așa, trei oameni au intrat atunci. Am intrat Florian Pitiș. Corect. Anda Călugăreanu. Corect. Și Dan Tufaru. Nu, și Dan Andrei Aldea. Și Dan Andrei Aldea? Da. Și Dan Andrei Aldea. Da. Bun. I-au venit de la spectacol, i-au avut un spectacol undeva, dar cred că era și Dan Tufaru, mi se pare să cred că era și Dan, nu mai mi-aduc aminte. Deci ei erau impresionant că ei erau cântări. Deși și Dan cânta, el facea parte din spectacol, el cânta și cu Anda Călugăreanu, mm-hmm. Și mai aveau și alte formule de spectacole. Atunci am cunoscut eu prima dată. De fiecare dată când mă ciondănesc cu nevastă mea pe teme de televiziune, ea are un atu, un as în mânecă peste care nu pot să trec. Mie mi-e foarte familiară, nu numai pentru că l-am cunoscut, ci am fost împreună la spectacolele lui voastre, ale lui Florian Pitiș, ale tale, dar în timpul acela, în anii acela, aceea eu nu-l cunoșteam, abia mă născusem la Brașov. Dar soția mea are o fotografie. În fotografia asta, care este plină de, așa, de semnele timpului. Dreapta Anda. Anda. Și restul, Florian Pitti și Dan Tufaru. Exact. Iar copilul din brațe este fetița lor. Nu, e exact nevastă mea. Opa! Deci... Vai. Da. Deci îți dai seama, acum arată mai bine decât de copilărie. Asta, aici am vrut să ajung. Dar, de mine, ce impresionant, da. Deci asta vreau să spun că de prima dată când am citit întâlnirile tale cu Anda, cu Dan Tufaru, cu Dan Andrei, da, mergeam în spectacole, da, mergeam în spectacole împreună. I-am zice de fiecare dată, eu spun că măi, vezi că sunt prezentator, eu am prezentat prima emisiune concurs de după 89-93, da. La care am zice, oprește-te, eu în anii 70 eram ținută în brațe, în de brațe, către, Anda Călugăreanu, da. Înțelegi? Eu am furat poza asta de la ea pentru că ea nu... Și de fiecare dată mă gândesc cum să cunosc mai bine acea perioadă, pentru că are un farmec în pofida tuturor neregurilor, în pofida tuturor restricțiilor. Era o lume a noastră, da, așa este. Corect, este foarte corect. O lume a noastră care... Asta a salvat tot. Și perioada de creație formidabilă. Bine zis. Perioada de creație formidabilă. Eu am pregătit aici o chestie foarte interesantă. Din 1973 au urmat 35 de ani de prietenie cu Moțu Pitiș. Da. Iar voi ați făcut o chestie pe care acum nu mai văd pe scenă. Și acum ați fac tabloul. Lordul John. Corect. Unde făcea pantomimă. El a făcut, iartă-mă, el a făcut un an de zile la Paris, la școală, la Marcel Marceau. Pe bune? Da, a făcut un an de asta zile. Asta nu știam. Da, da, un an de zile a fost la Paris și a studiat la Marcel Marceau, la școală. Și acum îmi explic cât de bine, deci v-ați făcut un tandem care acum și atunci... Oamenii veneau la spectacole știindu-te pe tine cald, prietenos, zâmbitor, cu vocea aia frumoasă, învăluitoare, iar pe el contrastând cu nebunia lui... El nu cânta. Exact, el nu ce cânta spui de atunci. E, numai că tu, eu cred că prima dată când văd că Mircea Vintilă, de asta mi ești. E, las că te învăț eu minte.
Urmează o secvență care mie m-a făcut enorm de mult, care nu e ciocul pe care știți voi. Și zice așa. Moțul în același timp făcea flotări. Și ciocul insista la asta ca să facă flotări. Insista ca să facă cel mai multe, da. Deci iată de câte ori făcea flotărul. Înțelegi? Și moțul era deja gata. A depus armele. N-am mai putea. Deci da. Mi se pare senzațional. Mi se pare senzațional. Ce făceați pe acolo. Da. Dintr-o singură bucată muzicală care practic aparține muzicii folk, care la început, dacă o cânți așa, ok, un coșbuc frumos, frumos, foarte frumos, da. E, dar când i-ați dat o strălucire foarte tare. Da, așa este. Dacă vrei, mai putem face încă o dată chestia asta, Lordul John. Și faci tu flotări. Uite ce e, Jul! Jul! Uite, faci tu, da? Jul! No! Domn profesor! Domn profesor! Deci, domn profesor, nu, faci câte flotări faci? Câte vrei. Pe bune? Acum arăt, dar trebuie să-l fac. Așa de antrenat e domn profesor, sigur. Da, pentru că are și eu doi copii acasă și au crescut. Da. Dragii mei, la a doua ediție a festivalului Primăvara Baladelor, da, a câștigat marele premiu? Împreună cu Dan Chebac, da. Da? Cu piesa Lordul John pe versul de George Coșbuc. Iată cum sună distinsul Lord John. O să stau acum cu tine să mă lupt. Ai vrei ceva? Auzi tu cu ce gând vine Lordul John privind cu jale și ținându-se de șale, spune să-i azvârle calul să poată pleca. Spune să-i azvârle calul să poată pleca. Este! Jul, trebuie Jul, să te întreb, suntem aici, Jul, să știi. Iartă-mă, dar trebuie să te întreb, unde ai învățat tu să cânti așa frumos la chitară? Foarte frumos. By myself. Nu cred. Autodidact. Nu cred. 100%. Păi stai că ne încep de mâine. Nu, în seara asta. Autodidact? Da, bine, maică mea predă muzica, asta e adevărat. Adică ADN-ul l-am primit, dar munca de-aia nu. Și părinții lui au cântat, erau celebri. În Iași, nu? Da. În Iași cântau, erau celebri și... Știi că eram, mai țin de emisiunea de pe TVR2, chitarelor. Timpul chitarelor. Astăzi vom avea duelul chitarelor. Vom face o melodie în care veți cânta amândoi. Dar până atunci, vreau să spun că știu ceva despre Jul. Jul are o capacitate senzațională de a cânta la chitară. Da. Poate spun o prostie, să-mi fie iertată. Așa este, corect. Tu știi să faci double slap. Ai tu o tehnică de chitară specială. Fingerstyle. Da. Deci nu ne mișcăm. Și să știi că sunt și niște festivaluri. A încercat Jul, după câte știu eu, să aducă un festival de fingerstyle, să aducă și la noi. N-a reușit, dar poate odată și odată o să reușească. E foarte interesant ce se întâmplă. Arată-ne, te rog frumos, pentru că și eu vreau să fac, dacă mă apuc seara asta de chitară, vreau să fac și eu fingerstyle-ul ăla. Și vreau neapărat să mă arăți ce se întâmplă cu fingerstyle-ul. Cum e fingerstyle-ul? Poți să faci pe chitară? O secundă, dai așa. Întâi se mângâie chitară. Fii atent aici. Da. Mai dăm puțin volum, te rog. Oh, 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 oh,
Perfect. Bine. Iartă-mă, cam cât îmi ia să învăț să finger? Imediat 5-10 ani îți faci treaba. Lasă-te, învață, dacă studiază, învață repede, Horia. Da. O să spun eu că o să prind repede. Adică știu, chitara are 6 corzi și o gaură unde dacă îți bagi capul și ha, îți dai seama că se nu poate fi ceva decât o cutie de rezonanță. Ce să mai... Simplu. Tu spuneai despre Moțu Pitiș care are câteva obiceiuri ciudate. Și spuneai că de fiecare dată umbla pe stradă cu o... scrumiere. Avea scrumieră, da, vestră. Ca să nu dea scrumul pe... Și el face... pe parchet. Fuma. Bine de tot. Fuma. Carpați fără filtru. Și aia așa e. Punea scrumul în scrumierea pe care o avea la el. Și mai avea niște ochelari. Ochelari, da. Da, când ne-am cunoscut-o noi în anii 90, el avea deja ochelari cu lentilă mai cenușie, ceva de genul ăsta. Nu mai avea lentilă. Nu mai avea... Fără lentile. Fără lentile, da. Exact. Interesant. Deci nu mai era, mă, da. Dar trebuie spus, așa cum ai povestit-o la început, împreună cu el, acum 45 de ani, cred, 45 de ani, la Teatrul Bulandra, am făcut primul recital de muzică și poezie, față în față cu lume, cu regie, exact ca la teatru. Deci nu era o simplă cântare, vii la microfon și... el în stânga, eu în dreapta și fiecare își face, nu, cu aranjament făcut, cu scenografie, cu tot absolut aranjat. Și la începutul spectacolului așa, era o bancă și noi jucam, jucam table și publicul intră și prima dată nu prea avea curaj să iau și băia repetă, gata, mai stăm puțin. Și e cred că noi repetăm. Nu, dar noi începusem deja spectacolul și intra până la urmă și spectacolul. Jimmy Beseoiu era director atunci și l-a bătut la cap Moțu și chiar mi-a și spus, zic, bă, tot venea la mine de dimineață până seara că să facă recitalul. Ce tot faceți, bă? Ce vreți să faceți voi acolo? Și până la urmă a zis, hai mă, dă-i drumul, lasă să joace spectacolul. Și spectacolul s-a jucat un an de zile, da, și era o tablă pe care noi așa scriam, nouă ne pasă. Și de fiecare dată, două elemente mai sunt. Cine a venit în primul rând la acest spectacol? Aurel Mitran. El a fost în primul rând și după aceea foarte bine și foarte frumos a făcut și niște recitaluri de muzică și poezie și cu Nicu Alifante și Alexandru Andrei și Vali Sterian. Și de fiecare dată când cântați o melodie, cineva intra cu o placă și spunea titlul melodiei. Nu, era pe tablă. Inițial așa am vrut, adică o tablă pe care se stingea lumina așa, și pe care noi vroiam să scriem cu cretea, dar se auzea în timp ce se cânta sau în timp ce recita, dacă veneam eu să scriu pe tablă ce recită Florian Pitiș, nu, se auzea și... Absolut. Și atunci am hotărât să fie tablou cu fiecare moment, deci Mircea Vintele cântă Pământul deocamdată, versul Adrian Păunescu, se stingea, lumina era aprinsă pe mine, se stingea lumina și el trăgea foaia și urma, trăgea foaia de pe tachie, erau puse între două bare de lemn. Uite, mi-ai dat două idei pentru anul ăsta la Sala Palatului, o să joc table, asta una la mână. Cum jucam, sigur. Așa? Și lumea n-avea curajul să intre. Zic, ce fac că ea, băi, acolo? Gata, mai repet, mai iau. Cred că ați fost singurii oameni din lume, singurii artiști care au început... Cu ce începe spectacolul? Cu un joc de table. Cu un joc de table, da. La cenaclul lui Păunescu ai stat 9 ani de zile. Da. La început nu era un cenaclu propriu-zis artistic. Erau scriitori, pictori, erau... Da, era un barbizon. Prima, da, am să-ți și trimit și prima și a doua întâmplare a cenaclului. Am să-ți trimit pe să le vezi și tu. La prima... Scuze-mă, tu erai acesta? Da.
Uite, frumos. Dante Giovane. Bă, ce? Da. Acum înțeleg de ce Cenaclu a avut succes. E, a fost succes pentru că am fost și eu și ceilalți au fost. Pentru că a fost interesant ce s-a întâmplat. La prima ședință a fost Doru Stănculescu, Tudor Gheorghe. Bine, a fost Florian Pidi, erau și actori. Mm. Actori, erau doctori, erau arhitecți, erau pictori, erau, mă rog, ce mari de tot, mari de tot care au fost la prima ședință. Și la a doua ședință am fost invitat și eu și a rămas surprins că tot, mă, ce cu ăștia care... Adică, practic, atunci Adrian Păunescu nu știe exact ce vrea să facă. Nu știa, nu. Și v-a prins pe toți tinerii rebeli? Rebeli, exact, ne-a prins. Deci a fost scena care ne-a strâns pe noi toți. Fiecare cânta în diferite locuri, cum putea, cum apuca și cum se putea cânta în acea perioadă. Cel mai mult, exact așa cum ai spus și tu, cel mai mult la Casa Studenților. Și le-a rămas surprinsă. Ce ar mai uite? Stănculescu e la arhitectură, ce cu ăștia, de unde știu ăștia să cânte, ce cu ei, vin după la construcții. A rămas așa surprins și după aceea ușor, ușor a început și Piti și a început și a venit și Anda Cologarean și era o forță la un moment dat, că i-au explicat, norocul nostru a fost că el, Adrian Păunescu, a primit o bursă în America. În acea perioadă a fost în America și a văzut, era perioada cu, cântau ăia pe camioane strânși acolo împotriva războiului din Vietnam, Bob Dylan și toți, John Baez și toți, corect, da, bravo. Toate frământările și ele, toate frământările care erau atunci demonstrații și am înțeles. Deci asta a fost norocul. Asta l-a influențat pe el ca să vină cu experiența asta în România. Că asta, adică a fost ușor să explicăm, da, el a văzut concertul lui Dylan și a văzut concertul lui Rolling Stones atunci când a stat în America. Deci asta l-a văzut, că știi că discuta cu Pizzi problemele. Înțeles, da. Deci asta a fost norocul. Iar ce am venit noi să îi explicăm și ce cântăm și ce facem și cum este, lui a plăcut foarte mult. Deci ideea asta a fost să strângă. Asta a fost perioada... Acum am înțeles. Da. Până în 76, când ușor, ușor... fiecare își vedea de treaba lui. Da, dar între timp și voi ați numele voastre au ajuns la Europa Liberă. Exact. Și atunci chiar a venit cineva și dar veneau ambasade, veneau ambasadori, veneau la spectacol, pentru că fiecare avea recital. Era extraordinar ce se întâmpla actorii. Cântăreți buni și actori de mare clasă și era un spectacol deosebit. Și veneau și cei de la ambasade, ia să vedem ce fac, ce se întâmplă. Ce se întâmplă acolo. Și chiar a venit cineva, și probabil că există pe undeva, au venit o televiziune de afară, probabil că să filmeze chestia asta și nu știu dacă există și la noi. În orice caz, erau fiecare spectacol era înregistrat pe bandă de magnetofon. Ar trebui să le aibă acum să Andrei aibă cineva. Păunescu. Eu știu, s-ar putea, cred că s-ar putea să le aibă, da. Inevitabil, stând în această gașcă, te-ai apropiat de Păunescu. Da. Și au fost momentele. Deci, în afară de Un om pe niște scări, din volumul de poezii. Pitiș, era atât, stătea tot timpul și dormea cu... sub pernă avea volumul ăsta, volumul de poezii. Aha. Și citea, în afară toate celelalte sunt lucrate exact așa cum stăm noi acum, sunt lucrate cu Adrian Păunescu. Deci aici este prețiozitatea cea mai mare, că sunt făcute pe loc, cum ar veni. Era o poezie de-a lui Nichifor Crainic. Da. Țara lui Leroy Ler. Țara lui Leroy Ler. Yeah. O știi? Nu mai știu nici. Giuliana? Ai uitat? Ce se întâmplă ce cu se tine? Întâmplă? Dar suntem îngrijorați. Nu știu ce să faci. Suntem îngrijorați. Pe cuvântul meu, doar. Hei, când zice chestia asta, fii atent. Nu e deloc amenințător, dar ar fi fost bine să știi piesa. Să știi piesa. Și ții minte că Bonescu
i-a plăcut o melodie, a compus versurile pentru Dulce Românie și în loc de Sfântul Petru Pârcălap. Asta e, Nichita, da. A compus Făt Frumos. Păi Făt Frumos. Țară faptă, țară de, din pământul tău. A, da. Și celălalt, Sfântul Petre Pârcălap, tot Nichifor Crăini. Și noi nu puteam. Și el a zis, trebuie că sunt niște cântece extraordinare. Că nu erai, n-aveai voie să cânti Nichifor Crăini. Și atunci ce mai cânt odată? Și eram împreună tot așa, exact așa, ce mai cânt odată? Își bătea ritmul cu mână, da? Ca să intre, mai zi odată. Ca să intre silabele. Să intre, exact. Exact, perfect. Zi. Și gata, se termina, mai zi odată, ziceam. Oameni, adică cum oameni, zi? Hai, ia. Stai puțin, stai puțin. Cum? Arată-ne ce știi, Gen. Deci fii atent. Ia. E ceva. Deci oameni, frații mei, dați viața înapoi. Ochii mari, mișcarea buzii, fă-ți frumosul din iluzii și frumos numai prin voi. De fapt, acum îmi dau seama. Poezia a existat în vocea ta de când te-ai născut. Practic, oamenii, când au scris niște poezii, ei își doreau vocea ta, pentru că singura voce care putea conține poezie era a ta. Adică, practic, dăm voie să spun, i-am cunoscut și îi cunosc aproape pe toți. Da, 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 da. Și foarte bine. Vreau să spun că tu ești omul care ai poezia în voce. Adică nu, cred că e singur la nu există. Unii lucrează pe forță, alții lucrează pe tot felul de consonanțe, armonicele sunt altele. Da, da. La tine de prima dată când te-am auzit la radio și te-am văzut la televizor, a fost o chestie, ești un fel de ai un magnetism când cânți. Magnetism care, trebuie să spun, încă există, puternic. Adică tu acum poți să faci, de exemplu, un spectacol liniștit stând pe scaun, doar povestind, era odată Făt Frumos. Și poți să te duci prin toată istoria României muzicală și pentru ți-ar asta... Ți-ar putea să facem odată exact ce spui tu în spectacol de ăsta și Giul și București. Voi de pe scenă și dacă sunteți de acord, eu trag așa foile și, ca să văd titlul piesei. Și mai adică... vii și... Da, nu, și exact. Sunt la... Vii și tu. Adică, vin cu toate astea de percuție. Da. Și cum, de ce nu? Și cum mă prezinți? La percuție? Un nume de scenă îmi trebuie și mie. Păi trebuie, neapărat, da. Trebuie să găsim. Dacă tu ești Ciocu, eu sunt... Brelocu, nu da, știu. Nu, trebuie nu știu, găsit un nume de scenă. Cred că asta e singurul impediment pe care l-avem. Nu trebuie. Am nume de scenă. Lasă că găsim. Cine sunt eu? Uite ce, să lăsăm salatele la o parte, pentru că eu aici am vrut să fac o chestie senzațională și nu mi-a ieșit deloc. Te rog frumos, după salat, așa, după salatele... Mamă, ce e aici? Aici, doamne și domnilor, observați câmpul de bătălie de la Waterloo. Armatele prusace, franțuzești și străine au trecut prin foc și spadă, prin ghiulele și... Față de această salată, eu cred că există deosebită. Salata e deosebită. Nu trebuie. Vreau să te întreb o chestie și aștept un răspuns numai sincer de la tine. Să știi că micii aceștia am pus pentru că noi când ne treceam noi doi pe dealul negru, tu de fiecare dată ziceai hai să ne oprim puțin. Da, așa este. Ții minte că moțul nu fuma înăuntru în bus, în microbus, nu fuma.
Dar știi, nu zicea stop, stop, stop. Ciocu nu zice așa. Stop, stop, opriți mașina că vrem să mâncăm niște mici, mă, dar nu negru. Hai totuși să mâncăm niște mici. Opream frumos busul, toată lumea se... Și cred că a fost prima dată cu voi, pentru că era cu pasărea colibri, era Vladi, era Tetea, Ciocu, Moțu și eu, Pămpălău, care venea, da, ce? A, aici se mănâncă așa ceva? Aici am descoperit, cred că, dealul negru odată atunci, cu voi. Da, 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 da. Între timp, de fiecare dată când trec pe acolo, băi, toți facem așa, să știi. Așa este, da. Da, da, știi că, care chestia că eu am niște mentori la capitolul dealul negru. Hai, toți hai. Am avut. Și toți am de... avut mentori pe da, ei. Da. Și da, ai trecut pe dealul negru? Cum să nu? Deci am făcut cu Ciocu, cred că, milionul de kilometri prin țară și ăla era locul nostru unde ne opream. Când da, unde acolo, se oprea, sigur. Hai să mâncăm mititei, Giuliano, originali. Și stăteam și de fiecare dată Ciocu era cu mine... Horică, te rog frumos, uite. Te rog, da. Dar cel care mă moșmondea și mă punea la punct era Moțu. Da. Măi, mănâncă! Hai că pierdem micro. De fiecare dată era omul care mă punea la punct. Am avut acolo și cald, și rece, și de toate. Da, da, da. Da, da. Și vreau să te întreb. Când? De cât timp nu mai bei? 30 de ani. 30 de ani? Da. Nu mai beau și nu mai fumez. S-a întâmplat ceva acum? A fost o petrecere, o cântare cu trupe rock, cu, da, și după aceea, bineînțeles, hai la o petrecere. Așa. În casă, la un prieten de-al nostru. O petrecere în care să cânta, să, mă rog, să vorbea de așa. Trei zile. Au mai urmat în afară. Ziua aia și când așa? Două zile. Da, și... se fuma și se vorbea tare și se cânta pentru că nu ne auzeam între așa. Noi. Și se fuma pe apocate, ce mai găsea, ce se aducea și ce era acolo. Așa. Nu mai fumai tu țigările pe care, pe care le începeai tu. Fumai. Da. Fumam ce găseam. Ce se găsea? Și vreo, o săptămână, cred că 10 zile, n-am mai putut, mi-am pierdut. Deci am avut o laringită acută. Deci nu mai puteam zile? Să scol, da, vreo 10 zile și aveam și spectacole. Spectacole și spectacole la teatru și cu actori și diferite formule de spectacol și n-am mai putut să vorbesc. Și atunci am zis, hopa, nu mai merge. Bun. Și din clipa aia nici n-am mai fumat. Deci de la fumat e toată treaba. Nici n-am mai băut și nici cafea n-am băut o perioadă. Uite, vezi, e important că ne întâlnim și că... Fii atent aici. Da. Tu știi de ce s-a întâmplat în seara respectivă? Mi s-a întâmplat și mie. Că vezi, da. E momentul în care fumul ca fumul, băutura ca băutura, da. Dar în momentul în care tu strângi corzile tale, sărăcuțele alea două, care eliberează sunetele alea frumoase. Aici, da. Corect. Și când urli și când țipi și... Și când cânt și când urli și după aceea mai stai și până dimineața. Până dimineața. E, atunci... Încă două zile... Atunci e... Da, 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 da. Puțin vin Opa. Pentru Baldovin. Oh, ce de la ce microfon te auzi? Poftim, Dragoste. La ce microfon te auzi, Dragoste? Aici. Ha? Ia, ia, ia. Tu știi că unul dintre primele tale albume a fost al lui Zavaidoc? Pe care l-ai avut acasă? Pe am His Master's Voice. Zavaidoc, sigur că da, le-am acasă. Te da. Rog să servești, avem aici pui. Nu pot mici? Să mănânc singur, trebuie să mănânc cu voi. Uite, nu uite. Pot. Nu pot. Uite, iau o bucățică. Nu pot să mănânc singur. Nu mănânc singur, sunt cu tine. Câte amintiri. Câte amintiri. Frumoase și prețioase. O, Doamne. Nu? Frumoase, prețioase, unice. Știi, mulțumim foarte mult, jur, te rog frumos să vii și tu la masă. Ai acolo toate... Te așteptăm. Vreau să spun o chestie. Eu cred că...
dacă ne nășteam cu 10-20 de ani mai devreme sau cu 10-20 de ani mai târziu, noi pierdeam o epocă formidabilă. Așa este. Tu știi unde cântai tu în 97? Unde ai stat în vara lui 97? Unde? Mai ții minte Camel Planet? Ba da. Ba da, știu. Cum se numește? Înregistrare, ai înregistrarea de atunci? Am niște, dar nu... Mici, așa am și eu, dar tot. Nu. Deci voi erați pe scenă, tu, corect, Maniciu, Moțu, ne-ai făcut și interviuri. Vladi, v-am făcut și interviu. Și vreau să spun că, mă, era bucuria aia de a cânta, tu o cântai pe Miruna, tetea îl cânta pe Andri Popa. Venea și Moțu care le vinovații zicea fără vină. Vinovații fără vină. Și parcă erați niște prieteni care vă simțeați bine. E, sentimentul ăla vreau să-l aduc eu înapoi. Sentimentul ăla... Nu știu dacă să mai pot. Foarte greu. Ăla vreau să-l aduc înapoi. Foarte greu. Și mai sunt vremurile alea. Sunt alte vremuri. Total schimbat este totul. Unul dintre fixurile mele este următorul. Sinatra, când a făcut, mă rog, nu el a făcut-o, dar când a cântat și a impus New York, New York, știi, New York prima New York. Dată, a fost făcut piesa asta pentru Liza Minnelli. Corect. Și după aceea, stop spreading the news, I'm living today, I'm gonna be about New York, New York. Băi, toată lumea, uite ce oraș mișto. Datorită piesei care a fost un hit, toată agoniseala asta, tot creditul ăsta s-a transbordat către oraș. Și acum orașul New York, New York. Singura melodie cu București, dacă nu mă înșel, e Fetițe dulci din București. București, fratele meu ești. Fratele meu, da. Dar una ca să zic, băi, m-am îndrăgostit de un oraș numai datorită unei piese. Ce melodie avem? N-avem. Dar dacă s-ar fi făcut Popanan, de exemplu, și dacă acel context în care s-a găsit acest Popanan cu muzica și cu versurile referente, dacă ați făcut un cântec pentru București, poate că ar fi ieșit o chestie bună pentru București. Eu, de exemplu, am un fix până la capătul vieții mele, eu trebuie să fac o piesă pentru Brașov. Dar n-am... Socaciu era din Brașov. Din Brașov, da, da. Și Andrieș, da. Cred. Și Andrieș, Alexandru, da. Și Andrieș, da. Poți să faci, dar nu ai echipa de fotbal, nu? N-ai și, dar o să iasă, nu se poate. Tractor, iese. Ce era, nu? Mai Steagul Roșu era. Steagul Roșu. Măi, hai să nu descoperim acum echipele de fotbal din Brașov. Era și în divizia C. Și divizia... Nu neapărat timp. E. Deci trebuie făcut cântec, exact ce vrea Horia. Spune, dacă știți voi vreun oraș din România care să aibă o melodie prin intermediul căreia orașul ăla să prindă forță, viață, etc. Spuneți-mi. Nu e. Măsuindelul Clujului, Timișoara. Ok. Da. Ăsta e. Adică, de exemplu, și din nou mă reîntorc. Chicago, Chicago, it's a wonderful place. Hai să punem, Da, acolo scânteșe frumoase, da. Uite, domn profesor, ai văzut? Uite cum le spune, imediat. Nu ne las. Ne aduce aminte, da. Bun, și acum fii atent. Am înțeles că se făceau anumite traduceri fonetice ale pieselor. Da, Popanan. Exact. Corect. Explicăm chestia asta cu Popanan vis-a-vis de Penny Lane. Nu aveai voie să cânti limba engleză. Okay. Dar la o ședință odată, când eram pe litoral, îmi plăcea teribil să mă duc la ședințe. De ce? Pentru că erau niște, ce să spune acolo, mureai definitiv. Pentru un an de zile. De râs, da. Și au spus, domnule, n-aveți voie să cântați, noi în limba engleză nu avem. Și au spus, fii formați. În fiecare local, în fiecare hotel, era localul respectiv și cântau
formații, era plin. Ce? Și am început să fac cascada. Stai, domnule, că noi numai soiedezi sunt în local. Sunt numai, tot e plin tot. Ce să facem? Cum să nu-i cântăm ăluia? Ce să-i cântăm? Și atunci au spus, bine, aveți voie să cântați în limba engleză, dar numai instrumentală. Limba instrumentală. Da, da. Acum ca să-l întâlnesc pe Ciocu, ziceți-mi cine era cel mai fericit. Nu. Cel mai fericit era Johnny Răducanu. Johnny Răducanu. Ah, da, da, da. Păi da, pe el spunea, ce voi cu mine n-au nimic, cu voi au... Cu mine n-au nevoie ăștia de instrumenti venere, n-au ăștia ce se lasă, păi dar lasă-l. Aveau cu noi că erau ce, bă, ăștia, bineînțeles, la versul, dar nu era numai versul, era și interpretarea. E, cum zicea pe... E, bine. Da, cum spune... interpretarea lui e, cum reușeai să cum recita și cum interpreta și cum spunea versul respectiv. Și Penire, Dorin Liviu Zaharia și Dan Andrei Aldea, un pionier cu dinți de fier, cântau acolo ce era nebunia de pe lume. Și fonetic traduceau ca să poată fi cântat cântecul, pentru că erau piesele care au apărut în acea perioadă și da, în același timp. Și pe Penny Lane el a făcut Popanan. Adică deci tu vrei, textul. Stai puțin. Tu vrei să zici că... Băi, stai. Eu acum pun silabe pe silabe, da? Da. Popanan, Penny Lane. Penny Lane. Deci... Popanan, eu stradă înspre Halatraian. Fii fiat aici. Penny Lane stă un bărbos bătrân și fotograf. Puștii de pe stradă spre... Penny Lane, da. Da. Asta a fost veselința, da. Stradă spre Halatraian, de la Foișor și până în Piața Vitale. Dar nu recunoști. Păi nu, da, a schimbat melodicul, a schimbat linia. Da, a schimbat. Și nebunia a fost, adică mi-a plăcut textul mult și eu vreau să fac împreună cu Leon Hotărâ, hai să facem un album împreună. Calea Moșilor, așa Calea Moșilor, se trebuia să se numească. Și era asta, Popanan. Zic, dă-mi-o mie, dar ce se întâmplă? A mai fost compus, dar nu mai știi, de Sorin Chifiuric. Sorin Chifiuric a făcut și el o melodie, dar nici nu mai știe și nici nu știe nimeni. Nu are nimeni ce se întâmplă și unde e și cum e. Și o melodie cu Popanan sau cu ce? Popanan a făcut și el, că i-au plăcut versurile, extraordinar. Și nu, și a rămas numai asta, nu se mai știe nimic. Deci asta e singur, noi vrem să facem un album împreună. Extraordinar. Una dintre piesele pe care am ascultat-o anul ăsta? Anul trecut sau anul ăsta? La Sala Palatului. Care? Cu Corifei. Anul trecut. Anul trecut. Anul trecut, 4.000 de oameni s-au așezat într-o sală. A venit Ciocu la chitară, iar acum Popanan. 4.000 de oameni au cântat Popanan. Popanan, da. Piesă care s-a făcut în anii 70. În anii 70, da. Da. Când nu se putea cânta. Și acum revin la o chestie care s-a întâmplat în acea perioadă. Deci tu, practic, căutai cuvântul și muzica mult mai apric, le căutai pe astea două și găseai tot felul de teme frumoase care să rămână în suflet. Astăzi nu-i ca ieri. Hai să cântăm Popanan. Dar ne-am propus, poate o să ne vedem odată și cu Geriu Ionescu la pian sau la clape, să mergem la Giuliano și într-un loc minunat acolo să cântăm din cântecele vechi, le luăm la rând, exact ce ai spus tu din perioada. Dar tu știi că... Deci eu când am intrat pe pagina de YouTube a lui Mircea, e acolo piesă după piesă, după piesă, după piesă. Sunt
zeci, sute de piese. Da, și variante. Da. Și da, variante și de toate. Da. Da. Deci ce vrem noi să facem, să facem un acustic în grădină. În grădină, verde, da. Chiar în curte la mine. Acolo, și imprimat, exact, ca lumea și filmat. Da. Asta intenționăm noi să facem. Cu cajon. Eu sunt la... Da, vii și tu. Ha. Sigur. Sunt, da? Da. Stai. Cine stă în popanan? Hai. Iha! În popanan stă un bărbos, bătân și fotograf. Puștii de pe stradă spun că este un zeu. Știe chiar de ești om bun sau rău. După chipul, după chipul tău. Sub o streașină-i statuia unei fete gri, sprijinind un coș cu struguri de ciment. Jos în casă stau trei fete vii cu comportamentul indecent. Haideți toată lumea, Popanan e o stradă spre Hala Traian. De la Fuișor până în Piața Vitan, Popanan e o stradă spre Hala Traian. De la Fuișor până în Piața Vitan. Și la colț, la un colț o florărează ce vă vinde flori. Mereu plânge din nimic și are păr creț. Când râde rar, nu mai lasă sărbătorii. Toate florile nu mai au preț. Popanan e o stradă spre Hala Traian. De la Fuișor până în Piața Vitan, Popanan e o stradă spre Hala Traian. De la Fuișor până în Piața Vitan. Stradă-n spre Hala Traian, Hala Traian. De la Fuișor până-n Piața Vitan, Popanan e o stradă-n spre Hala Traian. De la Fuișor până-n Piața Vitan. În Popanan e o frizerie fără mușterii. Pensionarii stau în pragui la naifas, iar frizerul gras și chel de glas unor melodii de chefri. Haideți! Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor până în Piața Vitan. Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor până în Piața Vitan. Știi de un poștaș? Zilnic trece un poștaș cu buchii de cafea. Toate fetele îl citesc și îi scriu vederi. Îi scriu vederi! Numai fata lui ce stă în cartier nu e nicăieri, nicăieri. Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor în Piața Vitan. Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor până-n Piața. Tu acum, haideți! Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor până-n Piața. N-au nimic, ai gata mai tare! Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor. Popanan e o stradă spre Hala Traian, de la Fuișor în Piața Vitan. Bravo! Bravo! Bravo!
Deci eu cred că intră în primele 10 melodii ale tuturor timpurilor în România. Mai știi tu despre altă stradă atât de cunoscută? Eu acum vreau, de exemplu, ca să vedeți ce consecințe faine are melodia asta, vreau să văd strada. Bine, am trecut de multe ori peste ea. Bine, nu mai e că s-au... E cam jumătate de ce a fost, pentru că s-a nervat și s-a nervat în perioada, în perioada aia, da. Și s-au construit. La tine, Vitană, toate pozele tale mi-e plac la nebunie. Am o altă poză. Te-am surprins zilele trecute. Asta e o... Da. Atunci, 74-75. Te-ai gândit vreodată să-ți lași barbă? Nu. În fiecare dimineață? Nici mustață și nici barbă. Mă bărbiresc, da. În fiecare dimineață? Da, da. Formidabil. Hai, poate la două zile câteodată, dar în fiecare dimineață. Extraordinar. Știi că aveam ca tine pletele. Puțin mai, știi că în clasa 12 o terminam cu pletele până la omoplați. Da. Și eram cel mai... Nu strângeam părul. Eram un fel de Haaland. Făceam așa când intram în școală. Eram blond. Da. Și făceam așa. Bine, nu aveam impetuozitatea atacantului de la Manchester. De la zi. Da, da, de Manchester, la Manchester City. De la Manchester City, da. Nu, uite, odată ținam... Nu știe tot. Păi cum da. Să nu știu? Păi uite, întreabă-l cu ce echipă ține domnul... Cu ce echipă ții? Domnul Ciocu aici. Cu Progresul? Normal, dacă am stat în... M-am născut cu Progresul, în cartierul dar și cu Real Madrid, Cotroceni Ciocule. Și era și gard Madrid. Și imediat da. Peste gard era scuze-mă, stadion. Cu Progresul sau cu Real Madrid? Progresul, Volga, cu Real Madrid acum. Păi că Progresul nici nu mai știm. Că sunt vreo trei echipe și nici nu mai știm pe ce divizii, trei sau patru sunt. Iată primul test al lui Ciocu. Te rog frumos, cum sună imnul Progresul? Nu este foc de paie, ci este un vulcan, compus de Dorin Liviu Zaharia, textul, așa. Atunci, în anii aia, 70, nu este foc de paie, ci este un vulcan, progresul nostru mândru și cal și năzdrăvan. Hrănit doar cu jerate, iubind doar trei culori, din care cea albastră ne naște tricolori. Venim din dealul Spirii și până în Cotroceni să învățăm speranța în bucureșteni. Că noi suntem albastre izvoare din izvor, că nu e greu progresul, dar nici nu e ușor. Venim din dealul Spirii și până în Staicovici, seniori ai muncii, juniori, pitici, să înălțăm progresul unul pentru toți, toți fiind pentru unul, că singur nu poți. Genial! Extraordinar. Anii 68-70. Dar tu știi pe cine a mai văzut Ciocu? Jul. Nu. Că văd că le știi pe toate. Pe asta nu știi. Pe cine vedeai tu jucând tenis? Cum? Acolo imediat era Ion Țiriac și Ilie Stasi. Erau, se antrenau, veneau la antrenament. Nu erau pe stadion, era stadion de tenis, a construit stadion de tenis. Pentru că a fost și Cupa Davis acolo. Bine, da. Cu Stan Smith, cu, mă rog. Cu toată experiența asta și cu toate chestii astea legate de sport, tu ce sporturi ai făcut? Am făcut și atletism, Am făcut la atletism și am jucat și la alergări, eram și la 100 de metri și la săritura în lungime, la săritura înălțime, că le făceam de toate la antrenamente și săritura în înălțime mai slat și chiar și săritura cu prăjina. Ai făcut tu săritura cu prăjina? Cu prăjina, da. Adică am învățat, era antrenorul respectiv cu care le făceam pe toate. O să schimb istoria? Doamne și domnilor, vi-l prezint pe Mircea Vintil, acest Serghei Bubca, al folcului românesc. Da. Noi știm pe Serghei... A mai sărit-o mai sus decât Bubca? Nu. Nu știu. Deci, Că era prăjin de alea de bambus, nu știu cum da. Atunci. Deci Mircea Vintil e un fel de o combinație strategică între Serghei Bubca și Usain Bolt. Da. Și urmează acum 450 de metri garduri, Mircea Vintil. Da. Oh, ce gard. Bun, fii atent aici. Subtitlul Cum se nasc piesele, iată următoarea istorie. După un spectacol,
stăteai la masă la Hanul lui Manuc. Cântai, discutai. Erau adus... mai mulți, da. Erați mai mulți. Mai mulți, da. S-au adus... Și Doru Stănculescu, iartă-mă, și Doru Stănculescu, și Marcela Saftuc, și Florian Piti, și, și Valisterian, și Păunescu, bineînțeles, domnul Păunescu. Am avut la Sala Dales spectacol. Bravo. Hai să mergem să chefuim după spectacol. Stai, stai, stai. S-au adus clătite flambate. Corect. Și ospătarul? Și noi cântam. Ce era nebunie, ce era la ce, masă. Auzi, măi, masa, să facem? O asemenea masă, să-i spui, auzi, puțin mai încet. Bă, lăsați-o mai moale, că nu mai e, că... Și atunci ce s-a întâmplat? Era cazare, erau și locuri pentru cazare acolo și din cauza asta turiștii, nu puteau să doarmă, da. Erau niște turiști străini care erau... În loc să plătească, domne, să se acioască pe lângă voi să vadă ce spuneți. Să vadă ce se întâmplă. Și, domnule, lăsați, s-a enervat. S-a enervat. Păunescu s-a enervat? Domnul, gata. Hai. Să plecăm. Și chiar atunci, el ce a făcut? Să nu te duci tu mierele, la pășurile, domnule, ce să faci tu mierele? Ce rămâne mierele? Doar codița, domnule. Fabulă. Și eu i-am spus... Asta puțin, asta a inventat-o pe moment sau era o fabulă? Era referitor la ce se întâmpla pe acolo. Era fabula. Fabula. Ce rămâne mierele? Doar codița, domnule. Deci nu era, atenție. Și l-am rugat, domnul Părăscu, vă rog frumos, mai spuneți, ce ați vrut să spun? Mai spuneți odată ce a spus Adinar, fabula aia cu miel. Ce vrei să faci? Păi vreau să scriu și eu. Bine, și mai unde dă și mine la pășire și am scris-o pe carnețe și am carnețelul acasă, l-am găsit. Mai ai carnețelul acasă? Da, da, da. Uite, chiar n-am știut și eu. Odată o să-l aduc ca să-l vezi și tu ce se întâmplă. Am carnețelul mic. E agenda. Da, cu numere de telefon și cu de, și am scris acolo. Și după aceea ne-am dus în Piața Amzei. Gata, așa. Plecăm. În Piața Amzei, la Minion. Era restaurantul Minion. Frații Chivu, care făceau plăcintă celebră, plăcintă a la Făcăieni. Se numea plăcinta a la Făcăieni. Făcute numai de el, făcute ceva, o nebunie de păr. Și am mers acolo și practic, de fapt, acolo s-a scris în cele de urmă. Trebuia în Hanul lui Manuc, dar dacă ne-a dat afară de acolo, ne-a dat afară, a spus, o lăsăm mai moale. Și dacă și noi am plecat, ne-am enervat și bineînțeles că nu se mai putea sta acolo. Și de fapt, acolo s-a... Ce a reprezentat acum, după mai bine de 40 de ani? Ce a reprezentat pentru tine piesa asta? Te-a recunoscut lumea datorită ei? Ai fost mai cunoscut? Am plăcut enorm, enorm. Și acum, dacă eu cânt, e... Urale sunt, aplauze și urale. Dar tu realizezi că în versurile astea se ascund, te întreb de parcă n-ai ști, se ascund multe tâlcuri. Adică, băi, e vorba... Sunt multe înțelesuri acum, dacă eu citești unui copil, el zice un miel. Un miel, discută, da, cu un domn, unde duci tu, da, domnule? Da, dar ce se întâmplă cu mielul, spre exemplu, i-am prezentat a doua zi. M-am dus la redacție și i-am arătat domnului Păunescu ce asta, mai zi odată. Deci unde sunt mirele, la pășină, cinte mâine mirele, ce bănașul, domnule, ce ascultă mirele, fluierașul, domnule, ce se iau, fluierașul, domnule, cine moare mirele și noi, cinte tai mirele, măcelarul, domnule. Măcelarul, domnule. Ce rămâne mirele, doar codița, domnule, așa era. Și de aici ai intervenit. Genial, adică probabil că și linia melodică l-a inspirat. Ce se aude mielurile, compus de domnul Păunescu. Ce se aude mielurile? Coasa în iarbă, domnule. Coasa în iarbă. Plângi de frică mielurile? Nu plâng, nu plâng, domnule. Plâng ciobanii, domnule. La trăcâinii, domnule. Nu plângi, nu plângi mielurile? Nu plâng, nu plâng, domnule. Plâng ciobanii, domnule, la trăcâinii, domnule. Cinte, taie, cine moare mielurile? Și noi miei, domnule, și voi, domnii, domnule, cu toții. Asta e foarte frumos să joc. Și... A rămas și finalul. Că nu era de aici, ce rămâne mirele, doar codița domnului. Hai, domnule, să o lăsăm așa. Cum să o lăsăm dintr-o dată? Zici, nu putem să o lăsăm așa. Ce rămâne mirele? A fost un pic de scandal, de ceartă, nu scandal. Ce rămâne mirele?
acest cântec, domnule. Și așa a rămas. Ce chestie? Acum, dacă, de exemplu, te duci într-o cârciumă, nu mai întâlnești niciun fel de masă de genul ăsta, care sunt o felul de oameni care pun idei și muzică la mijloc. Și, practic, nu se mai compune nimic la o întâlnire de genul ăsta. Nu. Usonle neșdanta. Așa erau, așa era atunci. Erau poeți, erau tot felul de scriitori, textieri, se compunea, adică o creație extraordinară. Aia a spus domnului profesor. Atenție la copii, să aibă grijă și perioada asta de creație pentru ei. Dar nu știu, nu mai sunt vremurile, sunt cu totul și cu totul altceva. Pentru cei care au ascultat melodia, din nou, Mielu. Și pentru cei care nu știu melodia, iată cum sună una dintre cele mai frumoase și celebre piese ale României, intitulate Mielu. Ce faci, Juliana? Ne-ai părăsit? Ai adormit? Nu. Unde te duci tu, mielule? Unde te duci tu, mielule? La pășune, domnule. La pășune, domnule. Ce să faci tu, mielule? Ce să faci tu, mielule? Să pasc iarbă, domnule. Să pasc iarbă, domnule. Cinte mână, mielule. Cinte mână, mielule. Ciobănașul, domnule. Ciobănașul, domnule. Ce asculți tu, mielule? Ce asculți tu, mielule? Fluierașul, domnule. Fluierașul, domnule. Ce se aude, mielule? Ce auzi tu, mielule? Coasa-n iarbă, domnule. Coasa-n iarbă, domnule. Plângi de frică, mielule. Plângi de frică, mielule. Nu plâng, nu plâng, domnule. Eu n-am lacrimi, domnule. Am cornițe, domnule. Am cornițe, domnule. Nu plângi, nu plângi, mielule. Nu plâng, nu plâng, domnule. Plâng ciobanii, domnule. Latră câinii, domnule. Cinte taie, mielule. Cinte taie, mielule. Măcelarul, domnule. Măcelarul, domnule. Cinte mâncă, mielule. Cinte mâncă, mielule. Dumneavoastră, domnule. Dumneavoastră, domnule. Cine moare, mielule? Cine moare, mielule? Și noi miei, domnule. Și voi, domnii, domnule. Noi cu toții, domnule. Noi cu toții, domnule. Ce rămâne, mielule? Ce rămâne, mielule? Acest cântec, domnule. Acest cântec, domnule. Extraordinar. Extraordinar. Trebuie să spun un lucru care este pentru prima dată întâmplat. Hai, treci. Acum 3 ani de zile, eu îl cunosc pe omul ăsta de 20 de ani.
E chitaristul meu Cristi, din Craiova. Cristi. Și de 3 ani încoace am hotărât să facem un podcast. Și i-am spus, vezi că astăzi vine Mircea. Și l-am văzut așa, tresărind. Eu, ca să-mi exprim foarte franc punctul de vedere, Mircea Vintilă e iubirea mea. Te rog să te pregătești. Nu, avem o problemă. Ce problemă avem? Eu plâng la mielul. Prima dată am râs și eu, dar după aceea am dat seama că piesa asta îi atinge lui Cristian o coardă sensibilă. Sensibilă, da, da. Și nu poate să stea să o asculte pentru că îi revine. Îl emoționează, da. Întâmplarea face că am văzut un vecin care a tăiat un mier și plângea mier, știi? Aha. Plânge. Și întotdeauna am asociat melodia asta cu imaginea aia și nu pot să ascult, plâng. Da. Să știi că dacă vrei să-ți dau o altă interpretare a acestei melodii, miei suntem noi toți și de fiecare dată domnii aceia binefăcuți sunt toată protipendada, toate regimurile urâte care de fiecare dată ne vor tăia, ne vor restricționa, ne vor pune bariere și până la urmă amintirea, acel cântec este de fapt viața noastră. Asta e o interpretare asta nouă. Asta este, da. Și cred eu că ce rămâne, domnule, piesa asta, domnule. Ca acest cântec, da. Cântă, domnul Vintilă, e așa, e... Tu îți imaginezi câte fete a cucerit Ciocu. Așa liniștit. Și uitându-se la o fată, îi spunea: unde te duci tu, draga mea? Vino încoace la Mircea. Așa îi spunea. Vino încoace dumneata. Deja erau la pertu. Deci fii atent aici, fii atent aici. Deci noi nu știm, că n-avem de... Nici tu. Tu, de-a lungul ultimelor 40 de ani, tu nu ai făcut, n-ai povestit despre iubiri. Nu, nu, nu. Ai stat, cred că ești singurul care, despre care, nu știu, ți-ai ținut viața particulară. Și așa e frumos, să știm ce... Bineînțeles că am aflat despre viața ta particulară. Te-ai interesat. Absolut. Bineînțeles. Interviuri la vecini. Bineînțeles. Interviuri la vecine. Bineînțeles. Vecinele aveau copii. Vecinelor, a? Așa. Erai în 1974 cu colegii tăi din Cenacul Flacăra în autocar. În drum spre Hăit, Râmnicu Vâlcea. Păunescu stătea în față și zice: ai ceva, vreun cântecel? Nu. Domnul Păunescu, da, era în față, în mașina dânsului. Și noi eram cu toți în autocar. Și am făcut, unde? Acolo, popas, să mâncăm mici. Extra! În cinstea asta... Atenție. Pac! Un mic. Să mâncăm eu mici. Eu sunt Păunescu, tu ești... Cioc. Așa. Și stând acolo și mă întreb, ce, ai ceva? Ce să am? Ai vreo cântec, ceva, o linie melodică, știi? Și zic, da, cred că da. Bine, hai, ia-ți chitară. Și vină în mașină. Și am luat chitara și era așa. Șoferul domnului Păunescu, Adrian Păunescu, doamna Vârvici, de la redacție, stenodactilografă, și eu cu chitară. Zi. Din nou am început să bată cu degetele. Exact. Pentru că... Băi, ai... E atent. Și atenți. Zi. Mai zi o dată. Extraordinar. Și în timp ce bătea, cred că își făcea versul. Ritmicul. Da, da, cadența, știi? Da, da. Extraordinar. Zi. Și până la Vâlcea era cazarea. Atenție. Și s-a cântat la Drăgășani. Acum am văzut toate. Deci la Drăgășani a fost cântat pentru prima oară. Adică, stai, ce ați făcut voi atunci...
În... Ce am făcut noi? S-a cântat seara pe scenă, la Drăgășani. Deci cazarea era în Râmnicul Vâlcea și pe 27 ianuarie... Hai mă, cum poți să-ți ții minte exact data asta? Nu ții minte că am citit și eu acum la cronică și ăla, că nu ții minte. Am citit acum, că nu mai știam. Așa? Pe 27 ianuarie, la anul 2005, sunt 50 de ani de când a fost compus cântecul. Deci a fost compus pe 27 ianuarie 1975. 50 de ani. Deci la pe 27 ianuarie. Acum, da. Deci dacă nu... La Drăgășani, dacă atenție, nu se face ceva, orice vreți să faceți, dacă anul viitor, în ianuarie, nu faceți ceva, o să aveți de a face cu mine. Deci, v-am spus, repet, pentru a nu știu câte oară, eu sunt băiatul de la... Cum se zice asta, mă? Chains. Chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain. Exact, acolo sunt eu. Bun, da. Deci, nu e ușoară piesa. Nu. Nu are niște versuri, hai la mare să facem... Să stăm la soare. Să stăm la soare, nu. Nu, sub nicio formă. Și nu sunt... Nu e una, două, trei, două strofe și atâta. Cel determinat pe Adrian Păunescu să scrie acest subiect, timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Facem curat, da. Pe pământ, asta e... Cântând doar acompaniat la chitară, deci nu să-i dai un ritm special, deci pur și simplu, așa cum era și în mașină făcut, că eram, dai seama că eram pe bancheta din spate și așa cum puteam să țin, deci fără niciun fel, dar imediat provoacă și linia melodică l-a dus, nu se poate. Că și Hanul Maroc, tot așa m-am gândit, tot. Adică la, și linia melodică l-a dus undeva. Da, dar refrenul ăsta e unul dintre e stilul meu preferat, în care atași refrenul, dar nu știi că s-a terminat strofa. Da. Știi ce zic? Deci tu zici așa: de un veac de vieți, două li pun pe pământ, pe pământ avem de toate, și începe refrenul. Da. Din Neant, știi? Așa este. În ianuarie 27 ianuarie 2025, anul viitor. 25, 50 de ani. 50 de ani se vor împlini de la facerea acestei piese intitulată Pământul deocamdată. Yeah. Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav. Voi ce în lună zburați, până la cer vă urcați. Pe spinări de noi sclav, pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, bune, rele. Și închisori, și libertate. Și-a putea, și nu se poate. Și noroi, și stele. Voi ce-n lună zburați, coale noastre-i zvânzi, nu uitați că aveți frați pe planetă flăbânzi, pâinea lor o mâncați printre stele zburând. Voi degeaba zburați când cei subdezvoltați să tărăți pe pământ, pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, bune, rele, și închisori, și libertate. Și-a putea, și nu se poate, și noroi, și stele. Lume plină de reni și de doctori docenți, și de măști, și de văm, și de mari inocenți. Fiindcă nașteți copii, apărați-i luptând, doboriți moștrii vii, ce de-un veac de vecii, doli pun pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, bune, rele, și închisori, și libertate. Și-a putea, și nu se poate, și noroi, și stele. Între cei care trag și acei ce sunt trași, nu e loc de vreun steag, e o groapă de pași.
În trei sunt sudați cu un strâmb ideal. Cum sunt bine legați, condamnatul de naț și biciușca de cal. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate. Și-a putea, și-a nu se poate, și noroi și stele. Fie ai muncii aveți nedușala pe piept, cum stă în urcat de preț pe-al mandamelor piept. Unii au, alții fac, unii dorm, alții sunt. Între înger și drag trage omul sărat. Încămat la pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate. Și-a putea și nu se poate, și uină și cetate, genii mari și frunți tembele, vânt ce stă și vânt ce bate, și martiri, dar și lichele, nedreptate și dreptate. Și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Bravo, copii! Bravo, dragilor! Aș vrea să vă rog ceva. Cristi, ce ai făcut-o acum mă duce direct, și Cioc o să-mi dea dreptate, mă duce direct la Mark Knopfler. Deci fii atent aici. Imaginează-ți că piesa asta... Băi, câteodată îmi scapă expresia asta pe gură, imediat îmi dau peste gură, ne-am născut în țara care nu trebuia, știi? Dar e țara în care trebuie să luptăm. Poate că dacă ne-am fi născut în America, acum am fi avut prea multe iahturi și nu ne dăm seama de însemnătatea vieții, știi? De aceea, hai să luăm piesa dacă asta. Reușeam să facem dacă ceva acolo, știi? Da, reușeam, știi de ce? Fii atent aici. Erai tipul care erai protagonist în engleză al acestei piese, iar stilul ăsta de chitară sună așa. 1, 2, 3 și... Pe pământ avem de toate, și mai rele, bune rele, și închisori și libertate. Și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Bravo, copii! Deci, ceea ce vreau să spun este, stai că mă sună. Yes? Knopfler. Yes? You a văzut ăsta podcastul. Yes, and you like to join with Mr. Mirch to a song. You wanna translate pământ deocamdată. I see. Okay. Yeah. Cât vrea Mark Knopfler să facă melodia asta cu tine? Cât costă? Yes. About 10.
About 10. Millions. Millions. Yes. Thank you. Thank you. To... No, it's Choku. Yes, kind of a knocking on heaven's door. Choku on heaven's door. Yes, yes, thank you. Băi, deștept ăsta, știa, a simțit. Dar asta e adevărat. Zim tu dacă nu seamănă cu chestia asta și nu simți că de acolo... Deci... Da, mă, dar și Choku te inspiră, pentru că are relaxare. Așa e, bravo. Are relaxare să... De unde e relaxarea asta, Choku? Nu, acum, sincer. De unde? Droguri. Noi, niciodată. Femei! Un pic, puțin. Gândul vostru cu grădina este foarte mișto. Și bineînțeles că trebuie neapărat pusă, pentru că tu ești un om cu vocea, aceste armonice pe care le ai, și știu asta de la prietenul meu, am un coleg Sinatra, la 20 de ani o voce, la 30 de ani o voce, la 50 de ani o cu totul altă voce, la 60 de ani, bă, de la 70 de ani când îți cânta, erau niște lucruri pe care, pentru că se schimbă totul în interiorul tău, tot traiectul ăsta, dinții, gura, pomeții, fața, toată cutia ta de rezonanță se schimbă, ca atare atunci când tu dai sunetul afară. Bă, tăi, când am piesa asta cu 10 ani, da, sună mai bine, mă. Dar nu numai, cred că și starea de spirit, experiența și asta pune amprenta. Te maturizezi și vrei să fii cât mai matur. Corect, și vrei să... Exact. Nu te arunci. Exact. Pentru că asta făcea, știi, mă gândesc de fiecare dată și la mine. Acum, nu știu, cum m-am apucat de cântat. Mai... Băi. Ok. Și pe pământ le avem pe toate. Știi? Aici, dar trebuie să ai prima parte de luptă, știi? Prima parte de adolescentin, de, știi, de exact, de, da, exact. Când fierbe sângele, noi, perioada. Când fierbe sângele, trebuie să ai toată chestia. Jul, tu ești cel mai tânăr de aici, la tine fierbe încă. Stai tu liniștit acolo. Eu. Te rog foarte frumos. Uite, se vede. E sabur de la Jul, fierbe sângele la Jul. Atenție, la Jul, să fim atenți. Apropo de aniversări, acum, stai așa, din 86 până în 2026, câți ani sunt? 40? Sunt, da. Atâta fac de când am cântat eu prima oară pe scenă, imediat, peste 2 ani. Auzi? Ai înțeles că Jul se duce la rejuvenare în Elveția și face părul, fața, pielea. Bune? Da, pe bineînțeles, e o disciplină, Mircea, cum ai spus. Este o disciplină. El nu are 20 de ani. Tână. Are 70 de ani, dar face la chestia aia. Da. Și Elveția. Mă droghez, să știi, și mă droghez. Se droghează cu femei. Cu femei, da. În 1977, dragii mei, apare un disc EP. Băi, când veneau titulatura asta EP, long play, short play, EP, Missy PP, cu 3 piese. Prima este Bade Ioane. Nu, mă, 74. Cum 75? Bade Ioane și... Piesa câștigă... Pământul deocamdată. Premiu. Da. Bun. Acum vreau să dau o veste. Scuze. Veste mai rea. Filmarea pe care acum este pe internet... Cu Bade Ioane. Da. Și cea care, după cunoștințele mele, ți-a înaintat piesa asta. Ioana Bogdan. A plecat dintre noi săptămâna trecută. Da, dragă de ea, Miti. Și vrem să scriem o carte împreună. Aici e nebunie. Și n-am mai apucat. A fost și foarte bolnavă și n-a ieșit deloc din casă de ani de zile și împreună cu Aurel Mitran am zis, hai bă, și singurii cu care ar fi ieșit eram noi doi și zic, da mă, hai că merg, veniți voi și cu voi merg. Dar uite că s-a prăpădit și Aurel Mitran și Ioana ne-a părăsit și Ioana. Îți dai seama că Ioana a fost prima mea persoană, o figură autoritară, Dumitru Moroșanu, sigur că da. Ovidiu Dumitru, da, minunat. Ioana Bogdan. Da. Erau oamenii de la etajul 4,
pe care l-ai corect, vizitat corect, de atâta corect, ori la de TVD. Pe atunci, la etajul 4, mi-a dat, a rupt foaia asta ca să mergi. Ioana. Extraordinar. Da. Și a doua zi am venit și am să. Deci Ioana i-a zis, poftim piesa. A rupt foaia din volumul de Tudor Arghezi. Da, Tudor Arghezi. A rupt foaia și ca să lucrăm pentru emisiune. Asta era în, fii atent de aici, asta era în 77. Eu, stai așa că acum corelez cu viața mea, tu ai cântat-o în 77 în acea filmare. Apropo, e o filmare, era priză directă. Da, pe așa se cânta. Băi. Aia era faza, da. Așa se cânta, așa era. Băi, atunci. Vreau să, deci faza asta, și chiar vreau să, asta este faza. Da. De acolo e filmarea. Păi strâns la apă, că nu prea avea voie. Da, 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 erai perciuni. Și perciuni ți-ai lăsat, dar era strâns părul. Deci, această fotografie și această filmare era impecabil. Ai avut atunci, adică tu cântai așa. Ba de Ioane m-aș gândi. Avea un baritonal, o notă gravă acolo, da, formidabilă. Iar asta era prinsă. Unde era microfonul atunci? Deasupra ta? Da, așa era. Mai ții minte, iartă-mă, e o chestie specială pentru mine. Eu prima dată când am intrat în 93 am cunoscut mai mulți oameni de la Sunet de Sud. Mai ții minte cine a făcut sunetul? Știu că Ioana era acolo, în studio sus, dar nu știu cine a făcut sunetul. Eu l-am cunoscut pe un tip care a făcut și teatru și muzică și cred că era același Dan Cristian, așa îl chema, pe care l-am avut și eu, pentru că el... Cu cine lucra Ioana, că ea lucra, avea echipa ei acolo. Așa s-a născut Bade Ioana. Cum s-a venit? Nu știu, pur și simplu așa. Deci fără să... Deci și versurile te duc, nu se poate să... Că și la Nikita, eu n-am lucrat, eu sing frunză verde de albastru. Atât, singura piesă pe versul de Nikita. N-am putut. Dar a durat ceva până a ieșit. Deci pur și simplu, probabil că am ajuns la linia melodică a versului respectiv. Eram în clasa a șasea, în manualul, într-unul din manualele de literatură, a scris de Bade Ioane. Profesoara a întrebat, cine știe Bade Ioane, piesa ta, la școală? Era în curs, da. Și la un dat, o fată a ridicat mâna, m-am uitat la ea cu niște ochi mari. Mamă, de unde știe fata? S-a ridicat și ții minte, a capela, a început să cânte. Ba de Ioane m-am gândit să-ți fac. Din clipa aia, mintea mea, a intrat această piesă în clasa a șasea. Știa. Era prin 80 și ceva. Dă-ți de la buze buciumul deoparte. Că sună prea departe. Dacă știi tu pe câtă lume ai marcat, n-ai tu ani, zise împăratul, ca să-mi cumperi tot regatul. Bade Ioane, la microfon, invitatul nostru de la cenaclul radiofonic, Mircea Vintilă. Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Des de la buze buciumul deoparte, că sună prea departe. Cum ți-ar plăcea ca ghersul să mai fie de bărbăție sau de vitejie? Bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune. Că ți-ai purtat prin veacuri greu povară, mărturisesc ogoarele și țara. Cărite-n suferințe și răbdare,
i-ai dat și sânge și sudoare. Sânge și sudoare. Când ceasul deșteptării ți-a sunat și sânge și sudor le-ai înviat, ți-ai deșteptat și morții și cu toții v-ați dovedit măreți și strănepoții. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Să-ți fac un cântec, vorbele-mi sunt goale și nu au frumusețea din cântecele tale. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Na na na. Spune-mi, în zilele noastre, crezi că te-ar mai influența sau te-ar mai atrage ceva sau te-ar mai împinge ceva să compui pentru zilele noastre? Da, am și compus. Sunt câteva și cântece bune. Dar totul depinde și de text, nu neapărat de linii. Liniile melodice sunt, cred că putem să lucrăm la... Să, și un volum cu cântece noi. Mă gândeam că poate să fie, spre exemplu, un opere și operete 2, adică 6 piese noi și 6 piese refăcute, rearanjate și exact cum ne-am gândit și cum am creat atmosferă aici. Dar se poate și un opere și operete 2 și un volum nou. Prietenul meu, Mircea, el în timpul pandemiei a făcut un lucru pe care nu mulți l-au făcut. Direct de pe canapea. Direct. Stai că asta bată în altă parte. Direct din dormitor. Direct de pe canapea a compus vreo 25 de piese în fiecare zi, câte una. Câte una. Eu? Am imprimat, că nu era nici... Cineva. Nu, domne, era... Eu puneam exact așa o sticlă, era sticlă aici, puneam telefonul și număram 1, 2, 3, 4, ca să poate după aia să lucreze. Deci nu lucram, trimiteam piesa. Așa, așa, să-l monta cineva. La montaj, număram și cântam după poate, câte o piesă. Iartă-mă, dacă a fost bună la ceva, dacă e să extragem un lucru bun din foarte toată pandemia multe asta. Foarte multe lume se uită. Da. Că eram singur la acasă la mine și altcineva era tot așa singur în altă parte. Tocmai mi-a venit o idee, Jul, în curtea interioară, da? Da. Mijloc o canapea. Asta să mă uit. Da. De ce nu? Da, să mă ajutați să o car, vă rog. Las că asta e problema. Cumpărăm o canapea, măi. Cumpărăm o canapea și mă. Cumpărăm, o lăsăm acolo, o părăsim, da. Da. A doua piesă lansată în 77, ultima fiind Eroi, dar a doua piesă, este una la care tot la tine... Cred că mai brăzdat Eroi, toată tinerețea. Eroi extraordinar. Nu s-a mai întors niciun om, din recele vechiul săturul pământ. Dorm morții comuni, doar eroii n-au somn, statui monumente de vechi când sunt. Și pentru că ei ne veghează, sub geruri, sub ceață, sub ploi, Voi noi generații, iubiții pe noștri eroi. Mă, ce piesă și asta. De 77 asta a fost un an foarte bun. Anul lui Manuc, de fiecare dată când pronunț numele ăsta, nu pot să nu mă gândesc că eu am mâncat o singură dată acolo. Mi se pare iară din nou una dintre cele mai bune reclame pentru anul lui Manuc. Deci, frate, tu ai deja reclamă. Doar trebuie să ai serviciile bune, iartă-mă, că reclamă o ai, știi? La fel ca și da. Popanan.
Iar și lăptăria lui Enache, mai sunt vreo câteva locuri. Da, 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 exact, lăptăria lui Enache, corect. Cine e fată frumoasă, fată străină, din seara am să te duc pentru convorbiri, pentru cină la hanul lui Manuc? Spune-mi, pentru câte fete ai cântat o piesă asta? Sincer, între noi. Acum e momentul adevărului, Mircea. Te rog să-mi spui. Câte? Principală pentru o singură fată, după aia pentru toate fete. Pentru toate. În principal pentru una, da. În secundar pentru toate. Perfect. Da. Asta e răspunsul. Cine se simte vizată să dea un mesaj la hanul Manuc. E, fată frumoasă, fată străină. Diseară, da. Da, știi ce a fost drăguț la faza asta? E așa. Nu sunt trăsuri, nu poți să pleci. Secolul... E 20. E 20. Da. Deci, mi se pare bestial. Fată frumoasă, fată străină, diseară am să te duc pentru convorbiri, pentru cine. La hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt trăsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt trăsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Diseară să fii pregătită. Diseară am să te duc, am să te duc pentru cafea dulcească șocletite la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu vin haiducii. Cine? Sunt ospătarii, dulce iubito, eu sunt un cuc. Cuibul meu află tu și tâlharii la hanul lui Manu, la hanul lui Manu. Nu sunt trăsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoasă, haide străino, dragostea mea fără leac. Da, da. Vino cu mine, surit și vino la hanul din albeac. La hanul din albeac. Sunt și trăsuri, poți să și pleci. Mai e un mileniu până să fie secolul 20. Sunt și trăsuri, poți să și pleci. Mai e un mileniu până să fie secolul 20. Mai un mileniu până să fie secolul 20. Mai e un mileniu, mai e un mileniu până să fie, până să fie secolul 20. Bravo! Deci iară de aici. Și acum altă țară. Am lăsat America, mergem în... Deci dacă... Știți formația cu cele trei surori și un frate? Kors. Da. Deci... N-am zis nimic. Eu cred că e important să-ți spun că mie îmi place foarte mult Marea și mie îmi place valsul. Iar dacă vei cuprinde cele două valuri, Marea și valsul, vei da de o piesă foarte frumoasă care este în mi. Asta e. Îți facem o dedicație. De la noi pentru tine. Dragii mei, asta e piesa pe care a scris-o Jules Baldovin când era mai tânăr. Pe la... Giuliano, e surprinzător, Giuliano.
De fapt, pe el îl cheamă Jules Baldovin, dar de fapt adevăratul lui nume este Giuliano Gemma. Este un actor italian. Genial. A învățat foarte bine, foarte bine română. Congratulazione, felicitazione, așa e. Iar Jules a scris pentru noi, cei care iubim muzica frumoasă, cu o linie melodică aleasă, el a scris piesa Vals pe mări, care sună așa. Aș avea un pian fantomatic cu pânze, aș naviga cu el peste ocean. Aș opri apoi și în insule ascunse, o dată pe an. Aș cânta sinfonii în furtună și rechini și delfini împrejurat asta. Sub armonice valuri, sub lună, între ceruri și mare aș cânta. La 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 fantomatic cu pânze, aș naviga pe mări aprinse de stele, către sud cu velele strânse ca-n visele mele. De-aș avea un pian fantomatic cu pânze, m-aș ciocni în noapte de-un iceberg de nar și căzut în adâncuri nepătrunse, îndelung aș cânta. La 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 la. Ce scuze, am uitat. Băi, percuție, percuție. Băi, ce scuze, am uitat, dar m-am luat cu vocea lui Giuliano. Da, ce să fac? Sunt victima vocii lui Giuliano. Da. Colaterală. Deci, dragul meu, piesa asta a avut parte de doi backing vocals. Unul este Cioculeț și unul este Subsemnatul și am adus și aportul de această muzicuță. Foarte frumos. Când am luat o muzicuță de mii dintr-un oraș din Europa, am zis, domnule, nu știu pentru ce piesă. Acum am dat seama, pentru că asta era. Da. Asta era. De ce să iau eu muzicuță? Da, asta a fost... Tu ai scos vreun album, ai strâns toate piesele tale într-o... Am un discos acum vreo 10-11 ani, în perioada în care nu prea cântam. Eu am cântat foarte mulți ani backing vocal și nu știam să cânt solist. N-am știut. Și acum am dubii dacă sunt în stare sau nu, dar... Îți împărtășesc dar aceste dubii. L-am scos atunci cântecele alea, chiar ca să închid un capitol, ăsta a fost scopul, de fapt, să știu unde merg mai departe după aia. Da. Și acum mai pregătim materiale, vedem.
cântece noi. Da, eu i-am spus de mult, sigur că da, dacă, când eram împreună în spectacol, i-am spus, hai, deschide cântecul, 3-4 cântece la început. Dar cel mai bine este, adică început spectacolul, făcut pauză și cântat și Giuliano își cântă 3-4 cântece și minunat. Așa este, am făcut foarte, cam de fiecare dată. Dar cam de fiecare dată, frumos, foarte, da, bine, foarte bine. O poezie, dacă îmi permiteți. Da, cum să nu? Ia să vedem. Surpriză. Moto. Vă iubim atât de tare că o să sune la salvare. Sunt tânăr, doamnă. Sunt tânăr, doamnă. Vinul mă știe pe de rost. Și ochiul slav îmi care fecioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost când carne mi înflorește și doar uitarea plânge? Sunt tânăr, doamnă, lucruri am așezat destul ca să pricep căderea din somn spre echilibru. Dar bulgări de lumină, dacă aș mânca sătul, nu m-aș încape în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr cu spatele frumos și vreau, drept rană, lapte din sfârcuri de cometă, să-mi crească cerul în suflet și stele rănos și să dezmin zăpada pierdută în piruetă. Sunt tânăr, doamnă, încă aripile mă țin chiar de ating pământul pe aproape cu genunchii. Această putrezire mă îmbate ca un vin, că simt curgând prin dânsa bunicile și unchii. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, de aceea nu te cred. Oricât mai spune, timpul nu-și ascute gheara, deși arcașii ceții spre mine își repet săgețile vestirii. Sunt pitiș, bună seara. Deci eu când l-am văzut pe Moțu făcând chestiile astea, eu am rămas cu gura căscată. Încă o dată spun, ați fost două firi care s-au completat extraordinar. Cred că voi ați fost frați. Da, minunat a fost. Your brother din another mother. Voi ați fost ăștia. Deși a fost greu la început, pentru că jucam în foarte multe piese de teatru și numai lunea mi se pare că aveau ei liber și așa ne strecuram. Dar atunci când au fost spectacol, a fost extraordinar. Era în 1992. Mircea Baniciu, Florian Pitiș, Vladi Gnejevici. Pe parcursul anilor 90 ați lansat 3 albume de folk rock cu mare succes. Da, în căutarea Culbului Pierdut, 95, Ciripituri, 96 și 99, cântece de bivouac. Da, formidabil. De nu le-am întrebat pe tetea de 1000 de ori, domnule, ce înseamnă bivouac? Da. Mi-a dat un răspuns, dar l-am uitat. Cum s-a născut pasărea asta colibri, care în continuare rămâne una dintre cele mai flamboiante, hipioate, speciale, pline de emoție, pline de experiența voastră a tuturor, combinate și mixate pe o singură scenă. Zim cum s-a... Spectacol la Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. Tot acolo. Râmnicu Vâlcea, da. Aproape de sărbătorile de iarnă. Au fost invitați, mai multă lume era acolo. Ce se întâmplă? În București, la sala Palatului, formația Phoenix cânta cu un alt solist vocal, nu cu Mircea Baniciu. Și noi aveam spectacol pe afiș, era și Florian Pitti, și Mircea Vintile, și Mircea Baniciu. Lumea știa, ăștia iar ne păcălesc. Că știau de Phoenix cu solistul vocal Mircea Baniciu. Și iar ne păcălesc ăștia să vezi că Mircea Baniciu... Nu, Mircea Baniciu a venit acolo. Pentru că ea cântau, cei de la Phoenix, cântau cu alt solist vocal. Și mă rog să ajunge... Pe ultimul număr a fost eu și cu Florian Pitiș și ultimul se încheie spectacolul, Mircea Baniciu. Deci a venit pe scenă, nu era nicio frig... În sală erau ei îmbrăcați, frig pe scenă, frig în cabine. Eram în cabine, așteptam să se termine spectacolul și Pitiș zice, hai mă să mergem și noi pe scenă. Hai, să, pe bune! Să mergem pe scenă, să cântăm și noi, să nu lăsăm singură, să ai și el o formație. Să...
Cânte și Vilcu, cânteau ei în București cu alți soliți vocali, hai măcar să aibă și el o formație, nu știa singur pe șeful. Și am venit și noi și am cântat cu aproape de final, am cântat împreună cu el și cu... Se încheia cu Andri Popa și asta. Așa. Și după ce se termine, urale și nebunii, Florian Pitiș anunță. Acesta a fost Mircea Baniciu și noi și Pasărea Colibri. Deci, dintr-o formație, pasăre mare câte avea acolo, avea și noi pasăre mai mică. Noi doi, că să nu lăsăm să stea singuri pe scenă. Și Pasărea Colibri. Și de aici a început nebunie. Au venit în cabine la autograf. Dar Pasărea Colibri când mai vine? Opa! Deci aici a început nebunie. Am făcut un disc. Deci de aici e plecat. Am făcut un disc împreună. Nu trântiți ușa, în care disc Mircea Vintilă, Florian Pitiș și cei care s-au ocupat de aranjamentele muzicale, Mircea Baniciu și Vladi Knejă. Și ușor, ușor s-a ajuns la, hai să vedem, haide mă, Pasărea Colibri când mai vine, când întreba lumea. Da, da, da. Și de aici a plecat, deci dintr-o glumă a ieșit totul. Vreau să zic că gluma asta a prins foarte bine, a fost o glumă serioasă. Da. Noi am fost mai multe. Ne-am văzut într-un turneu în anul prin 97 și eu eram prezentator pe vremea respectivă, a trebuit să vă prezint și să mă retrag. Bineînțeles că eu stăteam în spate și cântam melodiile, fără îndoială. Pe vremea respectivă nu aveam curaj să cânt. Țin minte că eram la Petroșani. La Petroșani este o bază de asta, e un teren pe care se face scena și se fac toate cele necesare unui concert. Ne-am băgat cu toții după aceea în mașină, în microbuz. Și ții minte că datorită, că asta e partea, știi? Băi, mișto Colibri, e atât de mișto încât oamenii n-au mai lăsat microbuzul să plece. Numai atunci am întâlnit chestia asta. Deci, practic, am fost înconjurați de oameni, tot microbusul a fost înconjurat de oameni care făceau cu mâna pe vremea respectivă, nu erau aparate de fotografiat. Nu erau aparate, da. Dar ei făceau un singur lucru. Deci gândește-te că în stânga și în dreapta ta sunt oameni care vin așa, știi? Și au început să bată, nu mai țin, nu știu că mai țin de chestia asta. Nu mai țin. Și au început să bată în microbus, dar cum să zic, unul, toți. Acum nu îți dai seama că dar mulțește asta cu câteva zeci. Și îți dai seama că la un moment dat microbuzul făcea așa, cu noi toți acolo, Moțu era și el speriat, tu ziceai, stai liniștit, da. Tete era și el așa, eu zic, pentru că eu aveam sânge rece, zâmbiți și ți le semn. Nu puteți să spuneți nimănui, nu mai bate, că ne știți, poate să sparge geamul. Și atunci a fost o situație destul de delicată, pe care am surmontat-o cu toții, dar mi-am dat seama că eu știam lucrul ăsta, dar oamenii iubeau atât de mult Pasărea Colibri pentru că o entitate punea mai multe vieți împreună. Adică, practic, cum ar veni, îți dau o floare, ba iată de aici un buchet de flori. Da. Pasărea Colibri era un buchet de flori. Știi? Care de fiecare dată va fi mai bogat, mai senzațional, mai ales că între voi doi exista legătura asta, mai ales că s-a imediat... Și între Vlad și Mircea, da. Și Baniciu era exact... Da, da, da. Era, dacă, de exemplu, teta n-ar fi da, avut... Și legătura pe care o făcea Pitiș aici, da, el da. Lega două... Intervenea regizorale toate. El ridica la plasă pentru două repertorii. Da. Exact, și iar spectacolul Păsării Colibri era un spectacol de muzică și poezie. Și poezie, da, da. Corect. Eu cred că era atunci când am oprit microbuzul undeva pe Corso. Era așa, după câte am aduc aminte. Acum, nu știu exact, dar cred că erau și niște cățelandri acolo, care mușcau. Habar n-am.
Trebuie să-i văd ceva interesant. Hai. Landru pe când era și pe corso am ieșit. De mândre uitat stăteam necăjit. Erai necăjit? Necăjit? Și și până ce într-o bună zi un fante m-a luat și m-a învățat niște filozofii. Să fie, 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 zicea el prin Jack-Pack, iată una de mare clasă. Jack-Pack, însă foarte periculoasă. Au-au, se împrește ca o himeră și merge, mamă, Doamne, ca o carnazieră. Șic, șic, domnișoara e șic, ascultă muzic, însă are un voinic în urmă. Eu vin cu un sfat omenos, decât pentru mândre, mai bine să mor sănătos. Șic, șic, domnișoară, e șic, ascultă muzic, însă ar un voinic în urmă. Eu vin cu un sfat omenos, decât pentru mândre, mai bine să mor sănătos. Astăzi am și eu pe obraz ce anume, dragul meu? Câteva cicatrici. Nu se vede deloc. Ba de la domnițe, ba de la voinici. Și pe corso când văd ieșind un cățel concurent, ca fante vestit, îl ci fac atent. Și ce-i zici? Ce-i zici? Amice, privește, Jack-Pack, iată una de mare clasă. Jack-Pack, însă foarte periculoasă. Au-au, zâmbește ca o himeră și merge, mamă, Doamne, ca o canasieră. Șic, șic, domnișoara e șic, ascultă muzic, însă ar un voinic în urmă. Eu vin cu un sfat omenos, decât pentru mândre, mai bine să mor sănătos. Șic, șic, domnișoară, e șic, ascultă muzic, însă ar un voinic în urmă. Eu vin cu un sfat omenos, decât pentru mândre, mai bine să mor sănătos. Se foarte periculoasă. Au, au, zâmbește ca o himeră și merge, mamă, Doamne, ca o canasiere. Șic, șic, domnișoară, e șic, ascultă muzic, se ar un voinic în urmă. Eu vin cu un sfat omenos, decât pentru mândre, mai bine să mor sănătos. Deci, câte așezăminte de câini ți-au cerut piesa asta ca să... Imn, ca imn. Ca un imn, zim. Deci, niciunul, nimeni, nimeni. Niciodată. Nu, nu cred. Nu refuz să cred. Nu refuz să cred. Deci cineva trebuie să-ți fi dat telefon. Alo, domnul Mizdire, aveți o frumoasă piesă cu niște cățelandri. Care cum se vorbește de dragostea dintre cățelandri? Adică și cățelandri și oameni și așa mai departe, toți împreună. E formidabilă ideea. De vreau și eu să... Ceac-pac, vino să-ți dai cățelul. Ceac-pac, îl deparazităm noi. Ceac-pac, vino și tu și după aceea îți vom da doi înapoi.
Nu știu. Ți-i mulțim și dăm înapoi. Da. Nu știu. Nu, nu. Dar s-a făcut înainte cu Iubiți și câinii vagabonzi, deci era, ei bătătorii terenul. Mihai... Asta era de dragoste. Mihai era, spunea, simți, Iubiți și câinii vagabonzi. Aici era puțină metaforă, aici era puțin... Da. Aici era vorba despre... despre tineretul, băiatul tânăr, da? Care nu știa ce înseamnă iubirea. Da. Și după aceea, eu devin șmecher la rândul meu. Ascultă, tinere, dacă vrei să agăți o fată, spune așa. Ciac, șic, șic, domnișoara, e șic. Ascultă. Eu... Nu-i timpul pierdut. Nu-i timpul pierdut. Nu-i... Se pare le temps perdu. La recherche de temps perdu. E... spune-mi, tu ai o nepoată. Da, Antonia. Antonia, spune-mi despre ea. Nu mi-ai prezentat-o niciodată. Păi este în Anglia, lucrez. Mergem în Anglia. Să lucrăm. Da. Care e... go in England! Când? Da. Da. Mai vine prin România? Da, vine, cum să... De sărbători, vine, cum să nu... Lucrează firma americană, este de IT. Și e tare de tot, e foarte bună. Apreciată, teribil. I-ai spus că facem un concert în grădină? Te rog, dai mesajul ăsta. Știe că... Ne vedem noi de astăzi? Da, știi cum să... Nu te duc... Nu e adevărat. Nu o spune așa. Nu, la care joc. Mă duc cu Jul. Ah, ok, du-te atunci, ok. Să-i transmiți Antoniei, căsătorită? Nu e căsătorită. Câți ani are acum? 30. O dedicație pentru Antonia, îmi scuze. Antonia, you breaking my heart, you breaking my soul, nu știu ce. Oh, Antonia, come to us, cam tu România. Bine, de multe ori vine, bine. Și de sărbători și de ziua ei este acasă. Da, uite, ne cunoaștem de atâta timp, a ascuns-o în permanență. Nu-i bine să ascunzi. Dom'le, ea este Antonia, nepoata mea. Da. În octombrie 2000, deci dacă ne este piesa asta, așa cum gândesc eu, așa, cu mirosul ăla de plajă, cu mirosul ăla de Constanța, cu mirosul ăla de pite de alea turcești. Miros de dragoste. Știi că tu strecori în melodii tot felul de elemente de-astea, te că spune acum. Doamne și domnilor, pentru prima dată în literatură și pentru prima dată în muzică românească, sintagma fermoare rebele. Da, dânsul. Dânsul e cu... Ați fi zis că este un liniștit. Nu. Citez. Dar pe vremea aia dulce, când ne tulburam cu zarea, ne plimbam ades pe plajă și ascultam cu munge mare. Noaptea, după chinul tandru cu fermoarele rebele, o întrebam. Ce cer, drăguță? Care-i visul vieții tale? Cătălin Țărlea trebuie anunțat. Minunat, poet. Cătălin Țărlea, da. Cătălin Țărlea. Da. La la la. La la la. Personal, când drama vieții mă subjugă efemer, iau rapidul de Constanța s-o văd iarăși, s-o văd pe norocie cer. Ia norocie cer turcoaica cu ochi verzi și uberi slabi, este astăzi vânzătoare la buticul, la buticul doi chebari. Dar pe vremea aia dulce, când ne tulburam cu zarea, ne plimbam ades pe plajă și ascultam cum muge mare noaptea după chinul tandru, cu fermoarele rebele, o întreb.
întrebam ce drăguță, care-i visul vieții tale. I-aș punea pe umăr funda alintându-se de dor și-mi suspina guițe, spune-mi simplu cecișor. La 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 la. Dar evenimente care luam amintiri frumoase mi te-au luat în calea vieții într-o zi ce noroase. Numai tu aveai știința să mă mângâi pe la temple și să îmi prevezi tot răul ce avea să mi se întâmple. Numai tu știai pe lume să spui da atât de scurt și să îmi aduci la vreme dimineața un iaurt. Tu știai mai bine să mă mângâi pe la temple și să îmi prevezi tot răul ce avea să mi se întâmple. Numai tu știai mai bine să mă mângâi pe la temple și să îmi prevezi tot răul ce avea să mi se întâmple. Tata-i dus dulce minune și-a murit iubirea aia care ne-a făcut celebri ani de zile la Mamaia. Și degeaba-mi fac iluzii și degeaba astăzi sper că ceramidul de Constanța nu mai duce la cece. Rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara Iura din Batista. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara de Iura din Batista. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara de Iura din Batista. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă din Batista. Cu jur 1, 2, 3. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara dând aiurea din Batista. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara dând aiurea. Și-ai rămas ca o părere, ca o amintire tristă pe peronul de la gara dând aiurea din Batista. Bravo, Lovi! Deci asta? Dacă eu acum fac pe TikTok, motoc, rotoc, rototocop, stai așa? De că am urcat asta. Și ai rămas în gară dând aiurea din Batista. Asta este un, nu știu, o modalitate de a te exprima care poate să intervină oricând, poate să facă trend oricând pe TikTok. Încercați. Eu spunem, tu ești băgat în Facebook, Instagram, TikTok. Da, Facebook și asta, TikTok nu. Deci ești acolo, da? Da, Facebook. Nu, de altă dată o să-ți fac niște declarații de dragoste și vreau să le vezi. Da. N-a vrea să te surprindă. Băi, vezi nu, că... Nu. Eu le semnez. Da. Le scriu, le spun. Dragă Mircea, te sărut cu drag, abia aștept să ne vedem în grădină. Sunt pregătit și la final, dragă Mircea, sunt pregătit. În grădina lui Ioana, pentru că Ioana o cheamă. În grădina lui Ioana, prietena mea. În grădina lui Ioana se cheamă. Nu ne-ai prezentat-o pe Ioana, prietena ta, ajut. Giuliano. Ia în colie. Ia.
Tu începi. Tu. Sigur că da. Iar un colț din viața mea a îndrăznit să vă înfrunte, să vă șterge, dar putea, noua cută de pe frunte. Am cântat mai rău, mai bine ce-am în suflet și în gând. Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Printre stele cum se face că într-un am învânt. De ce berea îmi mai place, cine sunt și de ce cânt. Sunt o umbră călătoare ca și puc, ca Ariel. Dar m-a dus vreo supărare, supărați-vă nițel. Dar de-am reușit o clipă să vă fac să mai visați. Dați-mi toți câte o mână și să fim pe lume frați. Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin. Pe curând, la revedere! Băi, de ce deci, băi, amă, fiind aici, fiind aici. Nu vă trebuie, vorba aia, nu-ți trebuie nimic decât o mână de prieteni al lui... Dinu Lărașu. Al lui Dinu. Da. E simplu ce trebuie să faceți. Iar noi avem tendința de a complica totul. Vă spun că asta am tendința și eu. Dar în momentul de față, când ai așa un om special, în momentul de față, când ai o voce atât de relaxată, caldă, care și-a păstrat relaxarea 55 de ani de când era solist vocal. Vă completați formidabil la voce. Vă rog foarte mult. Ok, canapeaua ca și canapeaua. Canapeaua, nu. Cumpărăm canapeaua, stai puțin. De unică folosință, Mircea. Da, de unică. Cumpărăm canapeaua pentru Giuliano și Ioana. În grădina lui Ioana. Canapeaua din grădina lui Ioana. Canapeaua din grădina lui Ioana, da. Păi asta este, da. Da. Acum trecem la declarații sincere. Când ai întâlnit-o tu pe Miruna? 67, 68. 68, 69, da? Și a fost... Ce se întâmplă? Atunci sunt scrise, două strofe au fost compuse. Și bineînțeles că nu se putea cânta unde, cine să cânți, unde să cânți și ce să cânți. Pentru că erau mult prea delicate. Cam așa de noapte spuneai, mureau ăia, îți dai seama că... Tu vorbești serios, n-aveai... Deci, atenție, da. Deci nu fost cum, glume și miștocăreală, cum da, era da, 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 vremuri da. Și de-asta. Dragă Miruna, spun pentru 7, îmi place, dar mai ales vreau să dau... Nu se... Da, să mi-o lași ca amintire. Și ăștia, mulți dintre prietenii mei, știau. Și atât. Și n-a mai fost continuat. Și un spectacol la Sala Palatului am cântat și aia a zis, cântă-mă și Miruna. Bă, nu pot să cânt. Și nu e cânte. Lasă-mă cânt așa atâta cât. Cine ți-a zis asta? Nu știu. Toți cei de care erau acolo. Toți și cei care știau despre care despre știau piesă. Că da, da, prietenii și asta da, știau, normal. Hai mă, cântă așa. Să cânt, bă, nu să... De unde să cânt? Că n-are ce... Sunt două strofe, nu pot să cânt două strofe. Lasă-mă cânt acolo să vedem cum reacția. Ce se întâmplă? Miruna era în sală cu doamna Gheorghiu, mama ei.
cu mama. Atenție. Ea nu știa, ea nu știa că, ea nu știa că este parte, parte, muza unei, unei piese. Da. Nu știa. Da. Și tu ai zis după aceea toate astea cu mașa. Atenție. Deci. Și ea zic, hai bă să cânt, că dacă au sărit toți, spune, lasă-mă, bag acolo, cânte și tu acolo, nu e. Cum era, cum se întâmpla. Și am cântat asta. Și în clipă s-a rupt sala, s-a terminat. Reacție. Miruna spunea, ce bă, avem impresia. Nu știe nimeni cine e, că toată lumea se uită la mine. Și este, este toată sala aia a Banatului se uită la mine. Doamna Gheorghiu, care spune, un celebru și bun coleg de facultate, este Alexandru Andreeș, care era un colegi de planșetă. Asta la arhitectură. Un celebru și bun coleg de facultate. Spunea că aveai blugi rupți. Și doamna Gheorghiu, mama, spunea, tu și cu Alexandru Andreeș, stați și spuneți că n-am lăsat-o niciodată în viața mea, n-am lăsat-o pe Miruna să se ducă cu pădă. Vă lăsați, doamna Iuriu, noi continuăm. Ca Alexandru Andrieș a văzut-o și în stație acolo când lua trolebusul, a văzut-o că pantalonii... Nu e adevărat, nu e adevărat, nu se poate așa ceva. Nu-mi las eu fata să se ducă la facultate despuiată. Cu pantaloni, da, cu pantalonii râs la spate. Tu și cu doi golani, bă, bă, uite în ce hală s-a dus, lăsați că știm. A avut pantaloni. Deci asta era ta. Și incredibil. După Revoluție, era un spectacol, ce-i spun, unde? La Satul Mare. În turneu. Și la un moment dat vine cineva și spune, și domnul Mircea, dumneavoastră aveați un cântec, domnule. Ce cântec? Cu Miruna, domnule. De ce nu-l mai cântă? Păi nu-l cânt pentru că nu e nu terminat, cred. Pe cuvântul meu, domnule. Deci, tu practic, care a fost atunci, eu n-am mai... Nu cred așa ceva, te-ai lăsat 20 spun... de ani să treacă de... Exact, nu dacă ai, mă, ce să... Dacă am, spun... am, Mircea, nu pot să-l cred. Dai-mă puțin, eu crezi că te mint, ce naiba, nu, Doamne ferește. Exact, a venit omul și... Și zic, acum, el probabil că a fost la, sau știa, a fost la spectacol și le, și l-a impresionat. Și am zis, dom'le, nu pot să-l cânt pentru că nu e exact cum era atunci, cum a fost. El nu e terminat, n-are de unde. Dar uite, mă gândesc și dacă e, bă, îl fac. Și a fost după 90, a fost continuat și făcut până final. Nu cred că știu o astfel de... Singura, iartă-mă, dar fac o paralelă. Singura chestie ar fi, Beethoven n-a terminat Sinfonia IX și la un moment dat cineva, pe baza stilului de compoziție, a încercat să o facă mai târziu, să o refacă. Mai târziu, da, da. Da. Așa e și tu. Deci tu ai numai că... Era făcut, era, adică exact așa, melodie, cum ar veni, linie melodică, dar nu mai era textul, că zici, bă, dacă cine mă, nu mă lasă ăștia să cânt cu ghear și ai venit cu cămașa, cu nu știu ce și cu treburile ta. Și așa a fost, după venind cineva, care probabil a fost atunci intrat în cap și avea, de ce nu cântați? Bine, domnule, promit că îl termin și l-am terminat. Tu, practic, aici zici totul despre ea. Adică completarea ta vine... Nu, exact așa. Vine și cu strada asta. Dar știi că acolo lucra ea. Acolo a fost, după terminarea facultății, acolo a lucrat. Hai să spun o chestie. Iartă-mă, trebuie să spun o chestie. Dar știi că mi-a dat telefon și domne, uite, nevastă mea a lucrat acolo și n-ai mă o poză, să te trimite și mie o poză cu Miruna, ca să știi cum erau ei colegi de lucru la biră. Zic, bine, mă, sigur că da. Și am trimis mai multe poze, că zic, stai mă puțin, că pe strada Snaugă, acolo lucrau, acolo era institutul ăla unde lucra. Și am trimis pozele ca să vadă, deci gata, o știu, sigur că da. Deci fii atent ce a făcut Mircea. Deci Mircea a luat din biografia și din itinerariu și din toate, el a luat niște informații GDPR. O asemenea piesă nu poate exista astăzi. Pentru că eu a trebuit să știu totul despre tine, iar eu n-am voie să scriu despre tine dacă tu nu ai voie. Înțelegi ce zic? Da. Practic, dacă cineva își punea capul, putea să o filmeze, aici de stă pe Snagov, se duce la Bucurobor și Snagov acolo lucrează, da. Extraordinar. La Bucurobor. Dar
Asta mă năucește, m-ai dat pe spate cu asta. Tu și Vicontele de Brașov după 20 de ani, tu și Alexandru Dumas. Doamne ferește! Băi, și ca să înțelegi o chestie, că asta e frumos la public și de asta te iubește lumea. Domnul Vintilă, în urmă cu 20 de ani ați făcut o piesă. Mai atacați-o, domnul Vintilă. Aveți, domnule, un cântec și cu mine. Pe cuvântul meu, așa a venit și la mine. Zic, bine, domnule, dacă e și ți-a plăcut, e bine, mi-ai adus aminte și... Incredibil. Și termin, da. Cămașă de noapte, dar cu și fără costumul de baie... Ai avut o relație serioasă, aș putea spune. Din păcate, Miruna... Ce fac? Din păcate, Miruna, da, da. De mult s-a... Da, i-a fost samăritată, da, după aceea a plecat în Statele Unite și vezi, e un Dumnezeu. De un turneu în America. Multe nu spectacole, cred. Atenție. Și zic, bă, dar unde, ce, da, să văd și eu ce orașe avem, unde cântăm, așa, ce așa, se așa. Întâmplă. Și văd acolo și la un Fort Lauderdale. În Texas. Spectacol, așa, da. Și chiar acolo stătea. Bine, bă, deci... A venit! Cum să nu vine? Și a venit la spectacol, ce a fost nebunia. De, bă, a venit la spectacol și chitara asta pe care... vezi aici, a mers, e un mare magazin de muzică acolo. Da. Un mare magazin de muzică și Miruna știa după el și prețurile sunt un pic mai mici pentru că el comanda instrumente multe și comenzile erau mari de tot și nu erau chiar așa de mari și taxele, mă rog, cum au ei acolo. Și... a costat $1,480 Man. Și bineînțeles, bineînțeles că Miruna deci, practic, tot vorbim, stați așa. $2,000 chitara asta. Stați așa că european nu-i ca noi americani și ca se spune, și a venit și el din Europa și nu știu ce și a lăsat la $100 și mi-a dat și niște corzi și asta. Asta e o chitară pe care ți-a cumpărat-o Miruna? Mi-a cumpărat-o. Am cumpărat-o eu, dar ea m-a dus acolo și ea m-a dus acolo la magazinul ăsta, care știa, e venit cu bani, ea m-a dus la magazin și ea nu mi-a cumpărat-o ea, mi-a cumpărat-o eu. Dar ea mi-a arătat și eu era undeva sus, așa, pentru că chitările Martin erau speciale și a venit cineva și a luat chitară și mi-a prezentat. Am o întrebare. Da. Mai ai cumva vreo poză cu Miruna? Am foarte multe. Vreau să vadă toată lumea ce înseamnă o amintire și ce înseamnă o persoană în viața unui om, cum de fapt, datorită ei și datorită ție, toată lumea asta știe și-a îndrăgit sintagma cămașa de noapte. Yeah. Da. Și acum... Din păcate a rămas doar când. Deci fiind aici, apropo, dacă tu începeai spectacolul odată cu Piti jucând table, spectacolul ăsta pe care îl vom face, o să înceapă Cristi cu Jul să stea amândoi, gâdilă chitara, că așa începeți. Gâdilă în chitara, da. Deci, Iuliano, te rog să gâdilă chitara deci la început, în fața noastră, ca să vedem că ești... Duelul sotovoce al chitărilor. Al chitărilor, da. Aveți voie să cântați în limba engleză, dar numai instrumentul. Nu? Genial eroi. Extraordinar. Da, da, da. Na 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 na. Și voi. Dragă Miruna, îți spun printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte. Dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos dormeai o noapte,
noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă, să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te amicu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ea se plimbă. Ne-am fotografiat cu un vechi aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spune că avem rujii rupți la spate. Veneai spre casă când afară plouă, cu troleibuzul 89, blondă și tristă cum neplăcut nouă, cu pălăria de paie, cu palmică mov, ieșai din clădirea de pe strada Znagov. Ușor te îndreptai spre calea moșilor, să-ți iei bluză pe pit de la Bucurobor, bluză pe pit de la Bucurobor. Venind din practică, poșete galbene, ia-și luă. În magazine a intrat, fustă și-a cumpărat, Maxine Florat. Dragă Mirna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Acum mă privești dintr-o poză cu zinți, atunci aveai nervi, dar și buze fierbinți. Și te auzeam cum strigai printre șoapte, unde-i cămașa mea de noapte? Unde-i cămașa mea de noapte? La mine-i cămașa ta de noapte, la mine-i cămașa ta de noapte. Plâng pe cămașa ta de noapte, plâng pe cămașa ta de noapte, plâng pe cămașa ta de noapte. Bravo copii! Bravo Ciuculeț, bravo tata! Bravo copii! Băi, formidabil! Fantastic! Eram prima dată când am văzut tandrețuri pentru cei, pentru femei cu, pentru cei, femei patru, cu cei patru corifei. Dar știi că prima oară a fost tandrețuri mici pentru doamne și gagici. Nu știam. Așa a fost, da. Uita, în ce an? Era în 2000. Cam așa, da. Da, nu, da. De fiecare dată când lucram cu Aurel, îmi spunea despre proiect și era cât se poate de și cât se poate de entuziasmat și o chestie pe care tu trebuie să o recunoști. Acum, na, ne privește de sus Aurel. Aurel a fost singurul care v-a putut ține pe toți patru. Așa este, corect. Corect. Pentru că fiecare este împărțit și are treburile lui. Ceea ce mai mult decât atât. Treburile ca treburile. Dar erați patru caractere. Vreau să spun patru caractere total diferite. Total diferite, așa este. Corect. Și Aurel a fost cel care ne-a bucurat cu această idee și cred eu, dacă îmi dai dreptate, da, m-ar bucura,
cred că prima dată când i-a venit ideea unei asemenea compendiu, să-i spun așa, a fost atunci când te-a vizitat la Bulandra. Exact, de acolo e plecat. Da. E plecat și din noi am 70. Făcut acum, am făcut Giuliano Știech, pentru că a fost și el, și în prima parte am cântat într-o formulă deosebită, împreună cu Mugurel Vrabete, Giul Baldovin, minunat la contrabas. Deci a fost foarte contrabas. Mișto, două chitere acustice, trei voci acustice, și cu contrabasul Mugurel. Și cu contrabas, atenție, a fost, da, foarte frumos. Într-adevăr, el a fost, deci am făcut spectacolul ăsta în amintirea, pentru că l-au întrebat foarte mult, dar de ce la Teatrul Bulandra? La Teatrul Bulandra, pentru că acum 40 și ceva de ani a fost făcut spectacolul, primul spectacol de muzică și poezie, față în față cu lumea. Cine a prezentat? Aurel. Aurel Mitran a prezentat atunci. I-am spus, dorința mea a fost întotdeauna să intervine în spectacol și să fie parte de... A fost parte cu noi acolo, ne-a prezentat foarte și între bine. Melodii, vorbea, el ne-a povestea, prezentat, el a făcut prolog, el a făcut absolut toate chestia. Și a și apărut între timp pe scenă, nu mult, că nu dorea el să fie. Da, intra, spunea ceva, ieșea, mai făcea o miștură, de-a mai lumea făcea era și afară. O miștocăreală de cât cuprinde și... miștocăreală de miștocăreală cât cuprinde. Da. Prinde cămașa, da. Ascultă-mă, vreau să te întreb și o chestie de la noi. Ce asculți? Ce muzică asculți? Ce muzică îți place din muzica asta tânără? Ascult câteodată. Ce mai există și ce mai apare, dar nu în mod deosebit, nu. Și eu și Giuliano ne mai trimitem nord-americană, muzică nord-americană și canadiană și australiană, da. Și e foarte interesant de ascultat, să vedem ce se întâmplă și ne interesează spre ce se îndreaptă orchestrațiile aici. Curentele moderne. Aici ne interesează foarte mult orchestrațiile ce sunt. Și spre ce se îndreaptă orchestrațiile? Nu știu. Spre simplu. Spre simplu. Pe Indie Fox, spre exemplu, dacă asculți, sunt chitări și eventual un pian. Dacă mai asculți unele. Minimalist general, totul. Da. Mesajul important. Da, exact. Cam cum era în anii 70 cu generația lor. Cum cântam noi în perioada 70, aia, acum se cântă în America așa. Da. Mult, foarte mult. Iată, vreau să spun o întrebare apropo de turneele pe care le-ai avut în străinătate. Ai fost de vreo 6 ori în Statele Unite, de vreo 9 ori în Canada. 9 ori, da, în Canada, așa e. Te-a tentat vreodată să zici, bă, rămân aici? Nu, niciodată. Niciodată. Care a fost motivul principal? Nu, cred că nu pot, nu este locul meu. Dacă mă gândeam într-un timp, dacă pleci acolo, pleci decât tânăr, când ești tânăr, ca să poți să iei și să faci ceva, să pleci când? Să pleci ca să ce? Ca să ce? Că de cântat e greu să cânti după o anumită perioadă. Este foarte greu. Nu, de-abia așteptam să ajung acasă. A fost un turneu foarte lung, de cred că 42 de zile în America și Canada, cu spectacole, adică frig de minus 30 în Canada și dus la plus 30 în Florida, de nebunia totală. A fost un spectacol, un turneu lung și foarte frumos și foarte reușit. Cu cine a fost turneu? Atunci a fost cu Pasărea Colibri. Bravo. Da. Atunci a fost turneu extraordinar a fost. Turneu formidabil, da. Doar vă aduc ceva în plus. Dacă vrei să ne aduci ceva în plus, cu drag. Ce? Orice în plus. Ce? Da, uite, întreabă și Mircea, ce? Ia să văd, ce? Un dulce mic. Acestea sunt de pe cămașa de noapte a Mirunei. Sunt două efigii ale dragostei. Ai văzut? Papa Naș. Pa-pa-naș. Adică ia-ți adio de la Naș. Da. Colegi iubiți, noi suntem gata pentru niște întrebări de final? Da. Eu când pun o întrebare, vreau un răspuns ferm. Bravo, Jo. Sunteți pregătiți pentru întrebările de final? Da. Iar acum prima întrebare care va pune mari probleme
invitatului nostru. Ia uzi, deci pe mine, nu pe ei, întrebi? Nu. Mai întreabă și pe ei, că nu mai pe mine. Mai întreabă și pe ei, că nu mai pe mine m-ai întrebat. Vreau papanajul. Topii, vă simțiți bine? Da. Gata, l-am pus toată întrebarea că trebuie pusă. Care este cea mai frumoasă pasăre? Ce pasăre? Deci de colibri nu o să spune. Ce pasăre vă terminați? Ce pasăre, domnule? Ce pasăre? No, no. Niciuna. E cea mai mică. E cea mai mică pasăre, colibriu. Nu? I-am zis și odată lui Mircea, lui Manișu, dragă, tu te-ai făcut ornitorog. Phoenix, colibri, pasăre roc, numai ornitolog. Roc, da, numai păsări. Numai păsări, numai păsări în cap. Da. Ah, da, și pasărea roșie. Da, 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 și face da. Pasărea bluză acum, știi? Pasărea bluză. Cum ar fi? Pasărea bluză. Azi că-ți povestim după aia. Pasărea bluză și pasărea folk. Pasărea folk. Da. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones, da. Care e piesa preferată de la Rolling Stones? Asta ca să... Nu, sunt toate, nu e piesa preferată. Dar m-a impresionat, am văzut un film despre Keith Richards și cum a fost la Satisfaction făcut sunetul. Și m-a impresionat, este făcut pe un casetofon, cum aveam noi de la Mititel, de la Mititel făcut, imprimat și reimprimat și trimit pe bandă și făcut din asta. Deci nu a fost făcut cu asta. Interesant. Mai impresionat atunci, da. Nu a avut efecte. Foarte interesant. N-a avut efect. N-a avut efect de asta, pedală, da, așa e. Da. Piercing sau tatuaj? Nici una, nici alta. Dar tu nu te-ai tatuat niciodată? Nu. Nicio. Vin, gin sau vodka? Apă. Nimic apă. Da. Nu scot la capăt cu întrebările astea. Fotbal sau hockey pe strada Lister? Și fotbal și hockey. Extraordinar. Da. Cu ce jucați hockey? Aveam patine de la care se prindeau la... Se înșurubă, da. La boca. Eu cred că... Da, așa erau atunci. Auzi, dar de ce n-ați deschis voi o olimpiadă pe strada Lister, că aveți pe toată acolo? Dragul meu Mircea, blugi sau pantalon de piele? Blugi. Blugi, da. Știi că odată ce toată copilăria mea am zis blugi, 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 când am venit în București mi s-a atras atenția. Domnul, jeans? Lasă-mă, domne, blugi. Noi suntem generația în blugi, cum zicea și blugi, Mosu. Da. În tenis și în blugi. Tenis și blugi, exact, cum zicea și tetea. Vama veche sau mamaia? Mamaia. Ce nu mai sunt mamaia? De atunci, mamaia de atunci. Mai aduce. Dar știi că avea o chestie mișto când se ducea la mare? Voi vă duceați cu lunile la mare? Da, plecam în iunie și mentre la în Mamaia cântam, deci din iunie până în septembrie. Extraordinar, extraordinar. Din iunie până în septembrie. Acum, în știi când începe sezonul? Puțin la jumatea lui iulie. La restaurantul București, în o terasă superbă, Iachi se numește acum. La Iachi? La Iachi, acolo. Chiar în spate era o terasă superbă cu o fântână arteziană, dar acum s-a mai construit și o piscină de acolo. Ai mai cântat de atunci la mare? Așa, să stai nu, o lună? Acolo nu? Nu s-a mai trecut și nu au mai fost spectacole. Dar atunci cântau în aproape toate localurile, cântau câte o trupă, nu exista asta. Și noi la București aveam... Extraordinar. Cântau cu Valisterian, cu Mircea Bodolan, cu... Și Mircea Baniciu a cântat acolo prima oară. Da. Care a fost festivalul unde te-ai simțit cel mai bine cântând? Festival cel mai bine, cred că a fost asta, Om Bun care s-a făcut. Om Bun. De fapt, festivalul este făcut, așa ne-am gândit noi, făcut Victor Sacaciu, Mircea Vintilă, Valeriu Sterian și Andrei Partoș. Așa am hotărât într-o seară cum să se numească,
mă rog, au fost discuții mai multe și pentru că Dan Andrei Aldea nu era în țară și din dragoste și respect pentru el, am spus să se numească Ombur, cred că acolo este. În diferite formule am cântat acolo, da? Și singur și cu trupă și, mă rog, cu... Când va reveni pe scenă spectacolul Tandrețuri pentru femei cu cei patru corifei? Niciodată. Ai, mă. Dacă spun. Nu cred așa ceva. Da, s-a terminat. Păi a fost spectacolul de rămas bun, ultimul pe care l-au avut. Cum? L-ați avut ăla de rămas zice, bun, zice, ultimul. Gata? Da, păi ăla a fost ultimul spectacol. Ultimul da. A fost, ultimul vals. Ultimul vals, chiar așa s-a așa s-a și chemat. A fost foarte interesant, am avut ceva rețineri, a fost foarte interesant, au fost patru spectacole de așa? Ziua fiecăruia și s-a nimerit extraordinar pentru că, în afară de ultimul spectacol a fost de ziua lui Aurel, de ziua lui Aurel, deci s-a nimerit. Alifantu, Andrieș, Baniciu, Vintilă și s-a nimerit la final cum ar veni ca un respect și tot așa dragoste pentru ceea ce a făcut. El a fost manager și el a inventat acest spectacol. Și i-am zis hai, pentru că a fost dorința lui să facem spectacolul. Dar dacă cineva ar avea toate motivele, așa. Iar voi m-ați vedea că publicul în continuare cere acest lucru, da. Ați mai face vreodată? Nu. Răspunsul este nu. Cum ar fi să mă duc la fiecare la ușă? Bă, veni. Domnul Andrieș! Hai! Lasă-mă în pas! Pleacă bă de aici, n-ai zis. Dar știi că de fiecare dată se leagă de mine? Da? Da? Nu știu. Da, uleu, da, ultima dată, acum ani în urmă, când am fost la Tandrețuri. A, mi se pare că odată ai întrebat tu ceva. Sau, exact, da, și m-am luat. Da. Mă, tu ăsta care... Deci, spun eu, da. Eu l-aș face pe... I-aș... Da, mă rog. Ideea este că, în continuare, oamenii din fața camerelor, din fața telefoanelor, laptopurilor și mai departe, doresc să audă vocile astea care, fiecare timbru, a rămas undeva în ureche. Ultima întrebare pe care ți-o adresez, pentru că am pornit de la Bob Dylan, de la Robert Zimmerman. Zimmerman, da. Vreau să întreb care este piesa preferată de la Bob Dylan, cel care te-a influențat. Blowing in the Wind. Aia m-a impresionat mult de tot. Dragii mei, acum, când mai sunt 50 de metri până la terminarea podcastului, cum era și prima dată când am auzit traducerea tot de Moțu, Vânarea de Vânt. Vai, ce frumos, da. Vai, traducere bestială. Traducere formidabilă. Găselniță... uluitoare, Vânare de Vânt, da. Dă-mi da, mie un ton. Do major. Hai. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dragii mei, textele? Gata toată lumea? Cristi? Jules? Vali? Marius? Da? Jules, ce faci? Aici sunt. Asta e? Când eram flăcău la mama, hai ce ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Iar când mi-am ijit mustața, hei ce ploaie și ce vânt,
Tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar de când m-a ars năpasta, hei ce ploaie și ce vânt. Și mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci mă tu argaia, fie ploaie, fie vânt. Beau și eu cu toată ploaia care cade pe pământ. Piesa-i gata. Piesa-i gata. Trago blonu. Trago blonu. Hey! Hey! Ce ploaie afară. Ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și mâine seară. Cioculeț, te iubim foarte mult. A fost. Dragii mei, astăzi a fost la Lucruri Simple un om drag al sufletului meu și cred că și al sufletelor voastre. Îi mulțumesc tare frumos lui Jules Baldovin. Giuliano! Grazie, Giuliano! Auzi, următoarea piesă să fie în italiană, te rog, da? Mersi. Mai am una surpriză, vedem după aia. Pentru că piesa asta o să fie cu shaker de la refren încolo. Ți-l dau ție. Da. Iar noi cântăm lucruri simple. A fost Lucruri Simple cu Mircea Vintilă. Vreau să-l asasinați cu mesaje, să-i dați gânduri, gândurile voastre, din toată lumea, din România, din toată planeta. Un artist câteodată are nevoie ca după 20 de ani să-i spui că mi-a plăcut piesa aia pe care cântat-o cu 20 de ani, nu mai vrei să o cânti odată, cine știe ce se poate întâmpla în cariera lui Mircea. Pentru că mai are încă pe atât de cântat, încă 75 de ani de cântare, încă 55 de cântare. Astăzi ne-am bucurat de 55 de ani de scenă, ne-am bucurat de 25 de ani, încă 25 de ani ai împlinit. Tu ești de 75, ascultă-mă pe mine. Și acum pentru voi, lucruri simple, melodia cu care încheiem fiecare filmare. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert, și speranța că nu te vei schimba. Simple voi păstra, Mircea, și toată viața. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns miruna mea. Lucruri simple voi păstra. Astăzi la pian, domn profesor Marius. La chitară, Mark Knopfler. Venit special pentru filmarea noastră. La tobă l-ați recunoscut pe John Bonham. La sunet Șerban. La cameră, Răzvan. Și la zâmbete, Tami. Cum e strofa a doua? Cum e strofa a doua? Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când
mă iert și speranța că nu te vei schimba. Yeah! Nu caut mistere să le dezleg, nici după chimere. Nu, nu vreau să alerg. Orice vin se așa mea, lucru simple voi păstra. Mulțumesc frumos, Jul. Mulțumesc frumos, Mircea. Știi ce cântec mai lipsește din asta? Ia! Ia, volume. Suficient, bă. Wild World! Atunci când ai promis că vii, mi-a pus cămașa de nylon. De nylon. Aceea cu pasmanteri și suflet încă un zorzon. Haideți! Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Făceam atent, făceam atent, făceam atent să nu mă sfat. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Fipt în blugi, fipt în blugi, fipt în blugi, blugi jandar. Peste răbdări te-am așteptat, încins de un patos uriaș. Să-ți dărui moftul preferat și-o trotinetă cu ataș. Mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfat. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. În fipt în blugi, în fipt în blugi, în fipt în blugi, blujandar. Dar n-ai sosit nici mai apoi, încât de-a bine la posac mi-am procurat țigări de foi și le-am topit cu basamac. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfac. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Fipt în blugi, fipt în blugi, fipt în blugi, blujandar. Vezi tu acum
la mine în piept. Se-ți bat suspinele fierbinți și n-am habar ce mai aștept în lumea în care tu mă minți. Mă lustruise, mă lustruise, mă lustruise, pășeam la tent, pășeam la tent, pășeam la tent să nu mă sfam. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Fipte-n blugi, fipte-n blugi, fipte-n blugi, blugi-am dat. Mă lustruise, mă lustruise, mă lustruise pe bombeu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mă sfam. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Fipte-n blugi, fipte-n blugi, fiptem blugi, blujandar. Bravo, Jul! Bravo, Ciocules! Bravo, Cristi! Bine, bravo, profesor! Bravo, Ari! Bravo, copii! Acum mâncăm, acum mâncăm. Bineînțeles, ne pregătim. Că avem o poză de făcut și avem un autograf de dat. Și iată, am iată, bine, ne gătim. Dar după ce mănânci, poți să fotografiem. I'm traveled down the line so far. Asta, un gând, o floare, o... Deci de asta am luat din pentru finger picking de-astea. A, ce frumoasă e asta! Noi doi și Miruna. Super! Văd la fereastra ta târziu. Tu ești bossul, știi? Noi suntem doar angajați. Hai, atenție! Zâmbiți așa, atenție! Da, da! Perfect, gata!